numele 6, 7 și 10 nu voi participa nici la discuție, nici la vot. Mulțumesc. Mai este cineva? Primul punct, supunere este aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.03.2020. Supunere la vot ordinea de zi. Votul pentru. Împotrivă. Abținere. Toată lumea a fost pentru. Primul cu substituție. Supuneți aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30.03.2022. Discuții? Votul pentru? Împotrivă? Obține? 2. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.678 din 23.03.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură a Municipiului Râdău, Sud-Est Suceava, inițiator primarul Bogdan Andrei Lopu. Comisiile. Comisia de Învățământ și Comisia de Administrație Publică. Favorabil. Favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trece la vot. Votul pentru. Împotrivă? Abține? Toată lumea. 3. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.706 din 30.03.2022 privind aprobarea înființării serviciilor privat pentru situații de urgență în subordinea Spitalului Municipiului Rădău Sfinții Cosmatul Caștavian, Rădăuț, și în modificarea corespunzătorilor a statului de funcție al Spitalului Municipal, inițiator primar Bogdan Andrei Lopu. Se solicită comisiile economică, învățământ și administrație publică. Comisia economică favorabilă. Comisia învățământ favorabil. Administrație publică favorabil. Mulțumesc. Discuție? Fac amendamentul? Fac amendamentul după aia. Deci amendament la proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea înființării serviciului privat pentru situații de urgență în subordinea Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț și modificarea corespunzătoare a statului de funcție al Spitalului Municipal. Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț, numărul 4805 din 11.04.2022, înregistrat la Primăria Rădăuț cu numărul 6235 din 11.04.2022, prin care ne atrage atenția în legătură cu faptul că propunerea de încadrare a persoanei care va fi angajată în funcția de șef serviciu privat pentru situații de urgență, în speță, inginer 2, a fost greșit propusă, a fi inclusă în serviciul de aprovizionare tehnic PSI și administrativ la poziția 494 din statul de funcție al spitalului, formulăm următorul amendament. Se modifică articolul 2 al proiectului mai sus menționat și va avea următorul conținut. Articolul 2. Deci, se aprobă modificarea statului de funcție al spitalului municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian Rădăuț, în sensul că se înființează un post de șef serviciu privat pentru situații de urgență, inginer grad 2, nivel de studii superioare, în cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, ce va fi în subordinea directă a managerului spitalului municipal și care va avea acest conținut în statutul de funcție. Motivăm acest amendament pe faptul că serviciul privat pentru situații de urgență se va afla în subordinea directă a managerului spitalului, conform celor menționate în adresa spitalului municipal, mai sus menționat. Mulțumesc! Alte discuții? Prima problemă. Ca un șef de serviciu să fie pisat de funcționar de serviciu, trebuie să aibă subordine unui număr de persoane. Vreau să știu care sunt persoanele care va avea subordine. Dacă aprobăm șef serviciu, trebuie să aibă în spate 4 sau 5 persoane. 5 persoane, cred, nu? De un secretar. Dacă îmi permite să... Nu, lăsați că vorbesc cu care vorbim. De un secretar, câte persoane trebuie să aibă un șef serviciu? Ca
ca și funcționar public 7 persoane. Exact. Dar cine este vorba de funcționar public? E situație specială, contractual, serviciu de situație de urgență. Da, dar câte persoane trebuie să aibă? Nu poți fi șef serviciu 1. Eu comand, eu execut. Are echipă destul de mare, dar... Care să aibă? Care să aibă? Că am înțeles că se schimbă, că nu mai sunt aprovizionare. E voluntar. Voluntari? Da. E voluntari, nu sunt, nu intră pe stat de funcție. Nu, voluntari. Păi, și atunci, dar ce voluntari? Serviciu trebuie să fie încadrat. Este o situație specială, reglementată ca atare, pe situație urgență. Deci, eu nu înțeleg problema asta. Eu nu sunt de acord să fie încerc serviciul este necesar. Deci, doar termenul de privat, la spitalul nostru, cum o să conducă managerul un serviciu privat, că e un nonsens. Dacă ați vrea să spuneți că așa scrie în lege, așa o fi. Și doi, serviciul trebuie să aibă persoane din spate. Și de asta, dacă era cu aprovizionarea și cu asta, era altceva. Dar deocamdată văd doar că l-ați scos un invitat un serviciu. Și nu poți să fii un serviciu cu voluntari în spate. Da. Dacă îmi permiteți, să vă abuzim. Sper că are dreptate lucrurile, că dar în primul rând, ce scuze, suntem foarte punctuali, ședințele la ora fixă, așa dar nu. Un șef serviciu înseamnă o remunerație în plus, înseamnă niște responsabilități în plus, înseamnă și datorii față de cei care l-au numit acolo. Dar, totodată știm că un șef serviciu primește un salariu mai mare decât ceilalți. Nu e regulă. Adică nu aș fi de acord ca să avem un șef serviciu dacă nu avem 7 subordonați. Asta cum spune domnul secretar, știm că uitați că în administrația publică trebuie să aibă pe un departament 7 angajați în subordine. Eu nu sunt de acord, nici eu nu sunt de acord de la același. Ca și domnul secretar, nu sunt de acord ca să aprobăm acest lucru. Mai este ceva din chestie? Domnul Vatru. Dacă îmi permiteți, am avut nenumărate controle din partea ISO și acestea au dus până la avertizarea instituției Spitalului Municipal de Urș pentru neconstituirea acestui serviciu. Aveți dreptate pentru că un șef de serviciu presupune și oameni care să-i coordoneze. Aceștia vor fi formați din angajații spitalului cu delegații de atribuții. Delegarea atribuțiilor pentru domeniul acesta. Asta este procedura, nu putem trece peste ea, spitalul este 400 de patru, sunt obligate să aibă așa ceva și doar noi și spitalul Suceava, la nivel de județ, suntem obligați de lege pentru a finanța acest serviciu. Mai mult de atât, cred că și pentru a evita costul suplimentar, am preferat să ne externalizăm serviciu și să delegăm atribuțiile angajaților noștri, pentru că suma s-ar fi ridicat câteva zeci de mii de lei pentru un serviciu privat. Aș vrea să-mi permit și eu. Am ridicat și eu problema aceasta, nu vă ascund, chiar am vorbit cu domnul manager Vată și am spus că chiar este necesar acest lucru. Am fost invitat obligatoriu, practic, într-o ședință de GGSU la Suceava, la invitația domnului prefect, unde au fost toate instituțiile statului prezente. Acolo am fost arătați așa pe tablă, încă nu avem acest serviciu. Deci am fost dați ca exemplu așa nu. Drept dovadă am inițiat toate procedurile pentru a-l face și îl felicit pe domnul Vatră că a ales această variantă de a nu opta servicii externe pentru a nu încovăra suplimentar bugetul. Deci nu este un lucru care mi l-am dorit noi numai decât, este simplu, o simplă procedură pe care am făcut-o și am uitat-o în fața dumneavoastră. Mulțumesc. Da, practic s-a găsit o portiță pentru a evita anumite costuri. Pentru că dacă s-ar fi angajat încă 7 persoane, vă dați seama la ce costul s-ar fi ajuns. Cred că este o soluție ideală. Ce face concret? Ce face concret? Are atribuțiuni pe zona de situații de urgență, de la PSI, la securitate, muncă, chestiuni specifice. Domn primar, fost primar, bineînțeles că puneți întrebarea asta, ce poate face un serviciu privat de situații de urgență? Adică însuși numele spune așa ceva. Rău, asta a venit în contextul în care au mai fost cazuri cu incendii la multe spitale și nu este ca o asigurare. Practic, există cineva cu specificații clare în acest sens.
probabil, fiecare din acei voluntari sau cei care vor avea delegare de competențe, vor avea lucruri specifice, fiecare. Domnule, de acord cu domnul primar. Proiectul este următor. Deci cei care au delegație și li se dă sarcini în plus la serviciu, probabil că să-l dea, ăia sunt distanți de funcțiune în altă parte. Deci sunt distanți de funcție în altă parte, cu atribuții și serviciu separate. Noi discutăm aici un cert serviciu care trebuie să aibă clar că o să vină curtea de conturi și o să iei bani la unul. Și o spun clar, cert serviciu. Cert serviciu trebuie să ai 4 sau 5 subordine oameni. Care sunt ele? Doi. Pe pistate de urgență, în primul rând, vreau să avem directorul pompier angajat acolo, nu? Din câte știu eu. Da, din păcate face proiectul statul de funcție clasic. Ăsta e un serviciu necesar spitalului cu peste 400 de patru, tocmai ce am precizat. Nu, eu vă întreb, pompierul ce face? Pompierul în subornea cui rămâne? Rămâne în subornea DPA, directorului tehnic. Evident, nu e regulă. Păi, dar ori serviciu pentru spate, domnul, ISU și pompierul intră în spații de urgență. Ca să fie foarte clar problema, ISU. Nu știu eu, poate vă ajung cu ceva să vă spun treaba asta. ISU intră în spații de urgență. Deci pompierul ar trebui normal să fie în subordinea șefului de serviciu, care este acolo. Mai aveți și alte... Eu vă întrebat ceva. Aveți, de exemplu, la ISU, electricieni autorizați, care sunt cu ISU, cu pedicări, ingineri, băie, ce fac? Da, dacă îmi permiteți. Da, vă permit. Tocmai ce pronunța domnul primar, ședința de Consiliul Județean, din foarte multe nereguli, 15-20 la nivel de județ, noi am fost nominalizați doar la acest serviciu lipsă. Astăzi suntem în conformitate cu legea, mai mult am fost chiar lăudați pentru modul de acțiune la simulările pe care pompierii le-au făcut și se poate cere în punct de vedere de la dumnealor. Respectiva persoană pe care o invocați ISU în cadrul compartimentului tehnic va avea și el atribuțiuni pe zona asta, după cum pe fiecare secție vom delega oameni pentru a face față cu toate situații de urgență care vor putea apărea, sperăm să nu, dar trebuie să ne îngropim. Eu zic că e o situație oarecum de compromis, dar foarte bună din punct de vedere financiar. Să nu delegăm această sarcină către o firmă privată, care s-ar costa câteva zeci de mii de lei pe lună. Și puneți-mă în locul oricărei firme, care vine cu 5, 7, 10 angajați, da, în cadrul unui spital și ține pe acolo. Cât ar costa salariul dumneavoastră. Așa, pe o delegare de atribuții, de competențe, vom putea să acoperim greu la respectivă. Da, eu cer prea un compromis, îmi spune domnul. La jumate, 50% m-am convins. 50% m-am convins, dar mai rămâne 50%. Să le-am răspuns clar și chiar. Și sincer, totodată, domnul Bată. Eu doar sincer vorbesc. Ok. Cine va fi acea persoană? Dacă spuneți, e regulă, eu tot te spun. Cine va fi acea persoană? Da, cine va fi acea persoană? Să scoate postul la concurs. Nu. Nu știu cum ai dat la masă. Nu mă țin. Dar noi scoatem postul la concurs. N-am terminat. M-am întrebat odată și vă mai întreb odată. Dacă spuneți cine va fi acea persoană pe șef serviciu de la situație de urgență, m-ați convins 100% și eu votez proiectul. Domnule exprimar, să vă zic, se înființează serviciul, după care se scoate postul la concurs. Și procedurile. Nu știu ce va fi acea persoană. Nu v-aș ridica un semn de bani la cașterii? O știți dumneavoastră? Asta e, ceva poate îmi scapă și nu știu eu. Din anumite zvonuri, da. De zvonuri? Spuneți-mă, că-s curios să aflu și eu. Eu aș vrea să știu și eu. Dar și eu, sunt chiar curios. Nu, bine, mă, poate nu v-ați spus. Care-i persoana care se scrie la concurs, domnul primar? Întrebare imens. Care-i persoana care se scrie la concurs? Dar anumite condiții trebuie să îndeplinească acea persoană. Doamne, dacă tot este vorba de concurs, propun ca concursul să fie anunțat din timp. Cu siguranță va fi. Minim 30 de zile înainte. Ca să poată să se înscrie cât mai multe persoane. Și să fie public și pe site-ul primăriei și pe postul unei... Aici mă scuzați de intervin eu. Asta spuneți din procedură. Adică ne-a să spuneți în procedură ca și cum noi nu am respectat procedurile și ne spuneți ne-a să trebuie să facem. Nu spun că nu s-au ca să poată să vadă cât mai multe lume, ca să fie... Dacă cetățenii să știe procedurile vor fi respectate. Dacă îmi permiteți o părere, nu știu dacă se va înscrie cineva.
Nu cred. Da, e comic, nu? Uitați, așa cred eu. Domnul Vesuz. Aș avea o rugăminte de la domnul director Boatră, dacă pot, dacă poate să ne expună criteriile care trebuie să o expună pentru persoana respectivă care a făcut de acest serviciu. Însă trebuie să fie absolvent de, ați văzut că e inginer și trebuie să aibă cursurile specifice în domeniul PSI. Să vorbim de autorizația, nu? Da, sunt niște cursuri care se fac. Apropo, dumneavoastră aveți om specializat în securitatea muncii, nu? Da. Da. Dar nu putem amesteca. Zice clar legea, serviciu privat, îți adevăr. Privat, prima dată, serviciu privat mi-a strâns și mie așa un semn de întrebare, serviciu privat. Dar cum putea să-l numească? Serviciu propriu, cred că era mai corect. Serviciu propriu. Da, dacă așa se numește, mă scuzați că nu am schimbat eu legea. S-a schimbat. Dar aș putea să o fac și scam idei bune. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu trecem la... Amendamentul. Amendamentul domnului primar, votul pentru. Împotrivă? Abține? Proiectul de integralitate comandă domnului primar, votul pentru. Împotrivă? Abține? O singură acțiune, da? Proiectul a trecut. Eu cum am votat de nou? Pentru ați votat de nou. Punctul 4. Proiectul de hotărâre înregistrat numărul 98.723 din 4.4.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Rădăuț pentru anul 2022 și modificarea completă a listelor de investiții. Inițiator? Login Bogdan Andrei. Comisiile. Economică, urbanism, învățământ și administrație publică. Favorabil. Favorabil și la urbanism. Favorabil la învățământ. Favorabil la administrație publică. Mulțumesc. Discuții. Un amendament al doilea primar aici. Amendamentul la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Având în vedere adresa numărul 4919 din 12.04.2022, înaintată din managerul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian și înregistrată la primăria municipiului Rădăuț, sub numărul 6356 din 12.04.2022, prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, modificarea listelor de investiții și asigurarea cofinanțării pentru incubatoare în suma de 74.000 de lei, din suma aprobată inițial pentru obiectivul proiectare, avizare, diligenție de șantier CSSC în, și execuție lucrări de reparații capitale, etajul 1, corp BCE, secția ortopedie, se propune următorul amendament după cum urmează. Și la fața acolo nu mai are rost să-l... Poate? Nu este. Este pe mine. Este pe mine, da. A, știți ce să luăm pe aerul, domn secretar? Da. Aerul amendament. Păi da. Ideea este că l-aș ruga pe domnul director să exprime. Dacă îmi permiteți, primăria Rădăuț a semnat un contract cu Ministerul Sănătății prin care se obliga să plătească 10% din eventualele dotări pe care le-ar fi finanțat ministerul. Astfel au fost aprobate finanțările pentru șase incubatoare, pentru neonato și de aceea trebuie să facem o rectificare pentru a putea suporta această sumă de 74.000 de lei, valoarea totală fiind de 640.000, deci undeva 130.000 de euro. Totodată, cu înființarea secției urologie și oncologie, vor fi nevoie de ceva aparaturi specifice, le aveți în listă acolo. Infuzomat, oblidaj, biopsie, va trebui să achiziționăm și un autovehicul Dacia, pentru că din anul 2020, zilnic, duce probele la Câmpul Lung, se aduce, deci undeva la peste 200 și ceva de mii de kilometri făcut deja. Un motor ortopedic pentru ortopedie. Dacă tot am ajuns aici, vreau să permiteți o mică debagare, în sensul că urmează să ne prezentăm în fața dumneavoastră pentru avizarea restructurării numărului de paturi,
avem avizul de SP, lucrăm la documentație, astfel încât să o priviți completă și să nu fie discuții pe zona asta. Totodată, statul de funcție... Mai repede, adică, am scos avizul DSP pentru restructurarea numărului 4, pentru că secțiile au trebuit reorganizate, să spun așa, știți că... Și înființați două secții, nu? Da. Și cum înființați două secții și reduceți numărul de 4? Nu reducem, doar le găsim în vreo secție. Păi dumneavoastră a spus că le reducem. Restructurăm, am zis. Restructurează. Restructurăm. Ce înseamnă reducere? Nu înseamnă reducere. Nu, dar ce înseamnă? Plus, reducere înseamnă că se schimbă o secție alta. Dintr-o parte, cu acordul ambilor conducători de secție, da? Ca să nu există probleme în interiorul colegilor. Exact. Și se redistribuie în funcție de nevoile cetățenilor. Ca să nu pierdem contractarea. Ok, am înțeles. Bun, și totodată, mâine vom avea o ședință în Consiliul Medical, în care vom analiza exact și vom redistribui personal, va fi o propunere, dumneavoastră vă veți accepta, pentru redistribuirea personală, în special medical inferior, pe secții, astfel încât să asigurăm un echilibru necesar de desfășurarea numărilor secții sau noi structuri. Pentru orice informație vă stau la dispoziție, cu mențiunea că trebuie să precizez și asta, face parte din macheta pe care o completăm pentru Ministerul Sănătății. Trebuie să vă aduc la cunoștință că am început procedurile și avem nevoie de avizul noastră de principiu, procedurile de finanțare a compartimentului primiri urgențe din bani de la bugetul de stat, direct la Ministerul Sănătății, adică nu prin casă. Ar putea însemna câteva sute de mii de euro în plus pe an, ceea ce ar fi fantastic să încearcă de 10 ani chestia asta, nu s-au obținut, spre am avut. Felicitări și pentru faptul că cu cele 5 paturi la urologie care vor veni. Da, e o secție nouă, n-a fost, avem medic nou la urologie. Și doi, la oncologie, unde am înțeles că, din păcate, este o cerere foarte mare, de la 8 la 16 paturi. Este un plus și chiar mă bucur că aud felicitări pentru această zonă în toate părțile. Deci își fac treaba foarte bine, felicitări pe urmă. Marea problemă e că nu știu în timp dacă vor ajunge aceste 16 paturi, dar se adăptate tot mai crescută pe zona onco și dă Domnul să fie așa. Pentru orice întrebare vă stau la dispoziție. O întrebare, domnul director, dar nu puteți să-mi dați acum răspuns. Puteți dacă nu-i secret, că s-ar putea să fie secret. N-am secrete. Din 2000, din când s-a început mandatul nou, cât s-a angajat în plus aveți la spital? Cât s-a angajat în plus? Da. Când am adus nu mi-a adică în secret, adică nu am fost manager colegul meu. Domnul Negruț, de atunci până acum, cât sunt în plus la spital? Nu știu, știu că în 2020... Deci nu m-a spus în dat două răspunsuri. Este adevărat că avem un raport de control al Ministerului Sănătății, al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, din păcate e secretizat în momentul ăsta. Va fi făcut, am cerut să se facă public, pentru că vreau să prezint și în fața dumneavoastră, dar ne trebuie avizul dumneavoastră. Vă pot spune de când sunt eu. Deci de atunci, am spus lista nu ședință, cine s-a urmărat? Cât sunt în plus? Deci cu cât s-a părerat mandatul? Fizic, da? 370. Acum sunt cesturi, sau 250. A, aici ating cererea la domnul primar, am înțeles. Nu ating nimeni. Nu ating pe nimeni. Eu vreau să știu cât sunt angajat în curs acolo. Dacă sunt, s-ar putea să fie nimeni. Da, nu am reprezentat o situație. Da, eu vreau să fac și la discuție. Acum nu trebuie să faci pe asetală, ca fi tata al primar? Da, dar dacă domnul exprimar are dorința asta, eu cum sunt doi arturi deschis și așa voi... Dacă vreți să vă dau raportul de la Ministerul Sănătății, te-l pot da eu. Aveți voie să-l aveți? Nu știu dacă am voie, dar eu vă-l pot da dacă vreți. Cum ați intrat în posesia lui? Asta e problema mea. Știți că n-aveți voie. Da, e foarte bine. Unii scrieți la voie. Nu, e secret, să știți. Da, bine. Eu l-am de la București, ca să știți. În fața camerei mea puteți să-l repeta o dată. Nu repet, că nu. Nu-s papa gata. Domnul Mădăreanu, vezi? Da, eu cred că nu e relevant cât să angajați, sau s-au angajat în ultimii ani, sau în ultimii doi ani, sau adică nu e primară, domnul Mădăreanu. Important este ca serviciile să fie bune. Și ei sunt autofinanțați, eu cred că și înainte s-a angajat, și sunt zborul de astea, când s-a angajat pe spagă sau pe
nu știu ce, și așa că, deci, cel care a fost înainte, Antonache, n-a fost cel sfânt venit în Rădăuți, mare manager. Apreciez ceea ce se face în spital, prin discuțiile oamenilor, serviciile sunt foarte bune. Vedeți că noi niciun om nu este bine înlocuit, s-a încercat cu domnul Necruț, nu știu care au fost motivele, s-a ținut la timp operat și așa mai. Nu știu care e situația la domnul Bate, dar nu vreau să-l felicit eu cum am trecut la domnul primar, dar serviciile... Eu deocamdată nu vă felicit, dar doar că serviciile sunt bune. Și semnalele sunt bune din spital, știți? Adică să nu încercăți... Sper că nu sunteți erone, dacă sunteți sincer cu toți. Nu, da. Pentru că nu am reușit să vă citesc în atâți ani. Și dacă vreau să mă întorc cu dumneavoastră, să mă citiți. Poftim? Mă ai citit? Ok. Pentru că aveți și psihologie la actul domnului. Tu băi, deci că știți, că n-am făcut acolo așa. Vă știu că ne-ați sunteți foarte agere, foarte activ, ați dovedit și în sistemul privat, ați dovedit asta, că nu este să ne gândim acum, în poziții locale sau în politică. Închei. Nu e relevant câți angajați sunt în momentul de față, plus sau minus. Ei au bugetul lor, au prăvălia lor. Important este administrația să fie bună, serviciul să fie bune și semnalele să fie bune. Și dacă primarul e mulțumit, toată lumea trebuie să fie mulțumită. Mulțumesc frumos, și... Mulțumesc, domnul Lărean. Mai sunt discuții? Alte discuții? Da, eu aș vrea să intervin cu oarnă puțin. Vreau să felicit pe domnul Boatru pentru reorganizare. El știe că am păstrat legătura cu tinerului și pe acest domeniu și știu cât este de greu să-ți asumi ca manager să iei o astfel de decizie. Da. Este greu și ceea ce reușit, sperăm că va avea finalitate și vom avea cele două secții mai înființate. Altceva aș vrea să vă întreb. În ce stadiu sunteți cu medicii de radiologie? Care ar fi oportunitatea ca în viitor la Rădăuți noi să avem secții? Și știți de ce vă întreb asta? Pentru că una din condițiile ca Spitalul Municipal Rădăuți să devine spital de urgență, urmând să ia alți bani, alte sume, este ca noi să avem linii de gardă pe radiologie. Ar fi ceva fantastic lucrul ăsta. Și dacă ne puteți spune, dacă luați în considerare lucrul ăsta... Da, e obligatoriu. Altfel, dacă n-am mai duce radiologi pentru a face linii de gardă, n-am putea fi eligibil pentru solicitarea noastră de finanțare din bani de la bugetul de stat pentru CPU. Suntem în discuții cu trei medici de la Iași, semnalele sunt foarte bune, dacă vin o să asigurăm radiologia 24-24 și fantastic pentru zona specială. Dar noi, să vedem cum sunt practic. Noi în Consiliul Local, de asta v-am și întrebat, avem posibilitatea pentru a încuraja acești medici să vină în zona asta, fiindcă vă spun pe radiologie, este o cerere extraordinar de mare, ei sunt racolați de către firmele private la niște salarii colosale și la niște condiții mult mai performante și foarte greu să intrăm în competiții cu privatul. De asta vă spun, să ne gândim la o soluție, pe lângă domnul primar, domnul viceprimar, domnul manager, noi aici, consilieri locali, prin care să creăm niște facilități acestor medici, în plus față de cele care poate sunt deja, și să-i atragem la Rădăuți. Este păcat pentru că se pierd niște finanțe extraordinare. Aparatura e foarte performantă. Acum rămâne să facem Rădăuțul și mai atrăgător pentru medicii respectivi. Se știe, majoritatea optează pentru zone private sau pentru orașe mari, dar e o luptă pe care o ducem zilnic și să încercăm să-i ducem. N-am vrut să anunț chestia asta, speram să putem convinge medicii radiologi să ajungă la Rădăuți și după aia să anunț. Din partea noastră, cred că aveți tot sprijinul și repet. Mulțumim, am respectat și Rădăuți. Mulțumesc că aveți medici, e o problemă. Și Rădăuțul, din păcate, nu prea poate oferi ca oraș la medici care sunt prea multe. Dar niște facilități ar fi foarte bune. Lupta pentru medici să dau în centri universitari, în general, și orașe reședințe de județ. La noi, mai puțin. Dar e bine că au fost, știu bine. Avem discuții inclusiv pe zona medicilor pediatri, inclusiv un profesor doctor va veni câteva luni să facă 3-4 gări pe luna la Rădăuți, profesorul doctor universitar, da? Tragem din toate părțile, cum putem. Nu e ușor, dar orice sprijin, orice contact îl aveți dumneavoastră, dacă puteți activa și întreba, nu poate fi decât benefic. Mulțumesc! Trecem la vot. Mai întâi amendamentul domnului primar. Votul pentru. Împotrivă. Abține.
unanimitate. Proiectul împreună cu amendamentul primar, votul pentru, potrivă, obține unanimitate. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre cu numărul 98/713/04/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, adâncire și modernizare cu bune de cinci de municipiul Împărâț, județul Suceava. Inițiator, primar, domnul Bogdan Andrei. Comisiile economică și urbanism. Comisia economică favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, trece. Da. Cât costă, vă dăm de vins 8.100 de lei, adăugirea. Da. Sobrașul, nu? Sobrașul, tu, cu focat deasupra. E o sumă mă care... Practic se dorește, în momentul de față, nu avem apă, se dorește adâncirea fântânii, inclusiv aduce un nou acoperiș din confecții metalice, pentru a avea o durabilitate mai lungă. Mulțumesc. Asta pe bădă îndrebeți 8.100 de lei. Mi se pare cam mult pentru la adâncerea unei pântâri. Adâncerea e foarte puțin. Adică cu materiale, foarte puțin. Este foarte puțin. Tot ce așa mă mai inginer aici. Nu că sunt în specialitate. O să ne ajut mai puțin. Mulțumesc că avem discuții, dacă nu se întrece la vot, votă pentru. Era discuție, dar cum era domnul Ilea, împotrivă. Mulțumesc că nu am spune, domnul Vasilovski. Vreau să vă întreb în ce stadiu mai este puțul la stadionul municipal Răuț. Eu să urmez să fie făcut. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98/713/04/2022 de modificare a HCL numărul 44 din 8/2/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice privind obiectivul de investiție, retehnologizare, implementarea unei și unor capacități de producere a energiei termice pentru centrala de cogenerare de înaltă eficiență de 28 MW în municipiul Rădău, județul Suceava. Inițiatorul pasează avizele de la Comisia Economică și Urbanism. Comisia Economică favorabil. Urbanism. Favorabil. Discuție. Nu particip, nici la vot, nici la discuție. Da, știu, am notat la început asta. Discuție. Centrala Lorea. Da, dacă funcționează sistemul de cogenerare. Nu funcționează. Nu, dar are condiționare. Cine vreau să răspundeți? Eu vă spun. Nu funcționează. Pentru că nu are costuri de sunt enorme pentru schimbarea turbinii. Deci cât e 1.000.000 de euro turbină. Domnătare, eu aș vrea un răspuns oficial, domnătare. Eu vă spun eu oficial. Vă răspund eu, domnul Lărean. În momentul de față. Domnul Lărean, vă răspund eu. Da, vă rog. În momentul de față nu funcționează. Practic, prin acest proiect sau retehnologizare, se dorește înlocuirea unui cazan cicloarzător de 14 MW. Având două cazane, la nivel de proiect, s-a trecut valoarea de 28 de MW puternic. Vom avea sistemul... În practic, pentru indicatorul respectiv, se va înlocui doar un cazan de 14 MW cu instalațiile anexe și conexia terenă. Dacă centrala va ajunge să funcționeze la parametrii pe care a fost proiectată, să producă energie electrică, să dea în sistem și să ajungă prețul la gigacalorie mai puțin față de cât ar merge dacă n-ar avea acel sistem de cogenerare. Așa a fost proiectată, pentru asta a fost și angajat acel credit de la Deutsche Bank, care plătește primăria în jur de 500.000 de euro fiecare an, dobânda și luăm încercarea creditului. Și de ce s-a ajuns în această situație, probabil, e altă poveste, nu discutăm aici, dar eu știu foarte bine că acea centrală a fost destinată sau a fost achiziționată să meargă în sistem de cogenerare.
trebuie făcut efort maxim din partea primăriei să aducem centrala în acel sistem. Nu s-a întreținut, nu s-a reparat și când era domnul Tătar, nu a schimbat acei rulmenți, de câte am înțeles. Rulmenții de la turbine n-au fost schimbați, s-au gripat și s-a ajuns în această situație. Un răspuns clar, domnul director, vom avea centrala din municipiul Rădăuți în sistemul de cogenerare funcțional? Obiectivul propus în momentul de față nu implică cogenerare. Încă o dată, n-am auzit. În momentul de față, obiectivul propus nu implică cogenerare. Ok. Nu, nu e pe proiectul ăsta, dar eu am vrut, în afara acestui proiect, să nu dați răspunsul respectiv. Deci o să vedem, nu știu, va trebui o strategie de dezvoltare privind de cogenerare. Da, spunem. Deci nu s-a stricat nicio lumea la cogenerare acolo, nu-i de România. De ce nu mai fost? Păi vă spunem, dați-mi voi să vă spunem. Deci acolo, pe turbinele respective, garanția are 5 milioane de funcționari, clar, și o depășitor de funcționari și nu se mai riscă nimeni să mai funcționeze pe el, pentru că există riscă majoră. Și o depășitor de testivat turbina. Și ori s-o depășit. Câți ani are de când funcționează cogenerarea, sunt depășitori de 3 ani. Cred că nu? Domnul Jehan, cam așa. Deci, ăsta e motivul, nu poți să-l detectați de un moment sau ceva. Ok, turbine sau? Turbine și o turbine este un miros ceva de eu. Sunt turbine americane și asta este istoria. Vă dați seama că acesta a fost un subiect delicat din toate timpurile. Acum, la statul la care am ajuns, pot să vă spun în felul următor. Am avut nenumărate discuții cu foarte multe direcții și de asta am pus în buget la începutul anului, după cum ați văzut, bani și pentru strategie și pentru cazan separat. Pentru că nu putem noi hotărâ dacă este fezabil sau nu să mergem în continuare cu acel tip de cogenerare, sau să știm în continuare care va fi cel mai bun metodă de mers în paralel, să zicem că vom găsi și o metodă de mers în paralel. Și atunci toate aceste lucruri se fac prin anumite studii. Într-adevăr, la fel cum a spus domnul primar Tătar, nu mai era fezabil să se meargă pe acele turbine, pentru că reprezentau un risc odată, iar doi, costurile de reponire erau foarte mari. Ca să nu mai spun că sursa fiind gazul și crescând foarte mult, chiar nu mai se merge, adică bagi gaz ca să spui ce. Și nu este deloc fezabil. Așa că mergem pe drumul acesta, că este cel corect. Așa am fost învățați și noi, pentru că nu cunoaștem și noi toate lucrurile. Și vă asigur că vom face toate demersurile ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în iarna aceasta. În iarna aceasta ce s-a întâmplat? Un sistem învechit care practic a crăpat, nu crapă toate la un moment dat, când lucrul este de veci. Așa că am luat măsuri pentru locuirea măcar unui cazan pentru a putea merge pe avarie în caz că celălalt ar putea ceda. Celălalt va fi refăcut în mare parte cât se va putea, țevile vor fi înlocuite. Din punctul meu de vedere, v-aș invita în acel moment și pe dumneavoastră acolo ca să vă faceți o imagine foarte clară a ceea ce există acolo, nu este nimic secret, și cu Dumnezeu înainte să rezolvăm încă o problemă. Bineînțeles că nu este ușor pentru noi să ne încărcăm pe buget cu probleme din acestea și am fi putut face și altceva, dar este o problemă stringentă și zic să o depășim cu o înțelepciune. Mulțumesc. Dar dumneavoastră a spus că băgați gaz și scoateți ce? Nu, prin un sistem de cogenerare. Prin scoateți energie termică și electrică, prin sistem de cogenerare. Gazul, sunt foarte mult acum, nu este fezabil. Credeți-mă, în afara faptului că nu avem fonduri să refacem acest lucru. Asta e altceva. Asta spune, că nu aveți fonduri. Da. Nu este rentabil. E foarte rentabil că cel care a proiectat-o și care a gândit-o, a gândit-o pentru a produce energie electrică, care o dă în sistem. Și atunci scade prețul, că erau făcut o mare calculație la fugirea calorie, pe sistemul ăsta de cogenerare, era un preț foarte mic, la 50% față de cât era în restul țării. De aceea, acum nu mai funcționează. E altă poveste că sunt niște costuri foarte mari și învechită și e depășită, dar primăria și administrația locală are de plătit acel credit, care este o mare pagubă pentru Rădăuți. Din urmă, 25 de ani, nu știu cât mai e, cu plătit acel credit. Și acea centrală e făcută, chiar a fost făcută cu foarte mult tam-tam și aprecieri și nu știu ce. S-a dovedit a fi o investiție chiar proastă, plăcuboasă pentru Rădăuțeni.
Știți cum este domnul primar? Nici eu nu sunt bucuros de anumite lucruri, dar trebuie să le depășim. Absolut. Și de asta fac un apel la dumneavoastră să ne unim și să găsim soluții. Pentru că așa sunt multe lucruri din trecut care poate ar fi trebuit să fie făcute în alt mod. Da? Deci așa s-a gândit la momentul respectiv. Au fost oameni care au luat anumite decizii. Am intrat în oră, jucăm, nu avem ce să facem. Dar, eu zic, să ne mobilizăm în zona aceasta a schimbării cazanului, să avem siguranța că nu vor fi avarii la centrală. Cele de rețele, bineînțeles că vor fi, că întotdeauna au fost și vor fi. Sunt, am avut discuții că în București, de exemplu, este jale ce se întâmplă cu sistemul de termoficare, să zicem așa, da? Deci, în perioada sărbătorilor de iarnă au fost cartiere întregi, mai mari decât Rădăuțiu, care au rămas fără căldură și fără apă caldă, ca să știm exact. Dar asta nu ne dă dreptul să ne culcăm pe urechi și să zicem că la alții e mai rău ca la noi și să facem treabă. Mulțumesc. Alte discuții? Domnul primar, puneți că aveți compartiment din fondul europene. Vedeți că Planul Național de Reziliență acolo este un capitol în care pentru eficientizarea energiei termice, s-ar putea să găsesc acolo o sursă de finanțare pentru sistemul de cogenerare. Acum, dacă o să fie, sunt două sisteme în domnul Rău. Unul pe turbine și unul pe motoare termice. Atât ce există. Nu sunt mai multe. Acum, cei la Botoșani care sunt, au pe motoare termice. Au devenit și sunt un pic mai rentabil decât cei pe turbine. Dar eu vă spun că ar trebui studiată varianta și dacă îi se pune pe Planul Național de Reziliență un proiect, eu vă zic că e pesabil, cum ar trebui să aprobați strategia. Exact asta vreau încă o dată să spun. Deci nu pot să vin în fața dumneavoastră fără acea rezultatul acelei strategii. Acea strategie va spune exact varianta care se pretează pentru acolo. Mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, trece la vot. Votul pentru. Împotrivă. Abține. Unanimitate. Mulțumesc. Fără clarificare, vom judeca. Proiectul numărul 7. Proiectul hotărârii stradă numărul 98705, din 1-4-2022, de modificare a CD 34 din 8-2-2022, privind aprobarea documentației tehnice economice și indicatorilor tehnice privind obiectul de investiții, proiectare și execuție. Rețea electrică de iluminat subteran pe strada Fintei, de la sensul girator Sinagoga Mare, intersecție cu strada Pitor Călescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava, inițiator, primar, domnul Bogdan Andrei. Se solicită avizile de la Comisia Economică și Urbanism. Comisia Economică favorabil. Urbanism favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, trece la vot. Votul pentru. Împotrivă. Ține în unanimitate. Mulțumesc. Fără participare, domnul Jacob. Punctul 8. Proiect de hotărâre se ridică numărul 98.716.1.4.2022 de modificare HL 45.8.2022 privind aprobarea documentației tehnicului economice indicatorilor de economie pentru obiectul de investiție, proiectare și execuție, readictare, asfalt, strada Simeon Bărnuțu, municipiul Rădăuți, județul Suceava, inițiator, primar, Claudiu Bogdan Andrei. Se solicită avizile de la Comisie Economică și Urbanism. Comisia Economică favorabilă. Discuții? Domnul Dătar? Da, mulțumesc. A fost pisata respectivă și din câte ține minte nu pot putea să găsesc domnul director. În prima variantă ați pus acolo că tonața asfaltului bolduri, nu? Da. Eu vă spun că dacă tonața asfaltului bolduri se va ridica drumul deasupra bordurilor, că m-am auzat și o parte părerenești că ar trebui găsit o soluție eventual cu alt proiect de hotărâri pentru borduri, că vă spun că dacă nu ați asfalt acolo fără borduri, este rău. De asta am făcut această modificare a indicatorilor tehnici pentru întocmirea unui proiect tehnic. Cu detalii de execuție, în urma proiectului tehnic, vedem ce propunere va face proiectul. Deci eu m-am uitat pe strada respectivă și bordurile sunt al prins chiar inclusiv o expertiză. Și în urma expertizei... O, dar trebuie expertiză. O să vedem voi pe liber, domnul. De asta și nu uităm. Domnul consilier îi mai merge mai des pe strada respectivă, domnul Verde, că nu poate continua. Am înțeles. Mulțumesc. Ideea este că... Că nu înțelegeți că vă pute în a lui să... Știu, nu.
foarte pertinent, într-adevăr. Problema este că s-au ridicat costurile foarte mult. Deci de dacă anul trecut... Nu, dar zic așa, ca informare pentru colegii consilieri. Deci dacă anul trecut am putut prin atribuire directă, fără borduri, bineînțeles, pe strada Volovățului, unde chiar acum, săptămâna asta, vor începe să prezeze primul strat pentru a-l returna, că nu este conform, a ajuns undeva la 300 și ceva de metri, nu? Da. Așa, anul acesta vă dați seama că putem nu mai puțin asfalta prin atribuire directă, dar, așa cum am spus întotdeauna că drumurile sunt o prioritate, nu vreau să treacă an fără să nu prindem în afară de proiectele pe care vrem să le accesăm și transpane de drumuri sau chiar drumuri integrale prin achiziție directă. Într-adevăr, acolo trebuie în final să fie și cu borduri, nu putem lăsa așa. Dar am căutat o soluție de a interveni în primă fază cu asfalt. Și vă spun de ce, pentru că vom face economii foarte mari acum la plombări. Mai ales, știți cu toții că au crescut funcționarea atât de mult pe buget, da? Și atunci, străzi precum sunt Simeon Bărnuțiu, care nu am ales o întâmplător, chiar intra foarte mult asfalt la plombări, ca să nu mai spun de Cogălnicianu, dacă am fi avut bani, că este la fel de terminată. La fel este Ion Nistor, da? Ce mai avem? Teriului, Irache Porumbescu, sunt niște străzi care mănâncă foarte mulți bani în acest lucru. Nu, eu spun anul acesta ce am prins imediat, că școli noi și limite, dar nici nu mai spun, Horia și Victor Grigorescu, exact ca după bombardament arată. Și atât am vrut să spun, este o chestiune foarte pertinentă ce a ridicat, da. Alte discuții? Dacă nu este discuții pe ce pot, pentru Potrivă, mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.717 din 4.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și reforme tehnico-economice pentru obiecturi de investiții, reamenajare, spațiu verde din zona Bertancută, tronson Casa Agricultură, intersecție Doi Voivozi, municipiul Voivozi, de Suceapă-Sătări, primar locul local Andrei. Se solicită avizile Comisia Economică și Urbanism. Comisia Economică, favorabil. Favorabil. Discuție? Dacă nu se discută, da. Domnul Rea. Da, Bogdan Vodă, da? Da. Vă dat un pic, un pic, aici să șterg. Da, Bogdan Vodă. Nu cer din Bogdan Vodă. Nu cer din Bogdan Vodă. M-am gândit cu cineva și mi-a spus că arată foarte bine. Eu și eu am văzut Bogdan Vodă, arată foarte bine, chiar. Sincer, nu știu cine a fost proiectantul, dar e un loc frumos, adică este în fața Răgăuțului, această stradă, această, acest bulevard. Știți cum e? Când e ceva bun primar, până ce nu are o altă. A, consiliere. Invea, invea. Discuție sau comentarii vor fi tot pro și contra. Chiar că spălam mașina și cineva îmi spune, doamne, dar să-i spuneți cu domnul primar și am sunat de la prima ședință, o să-i transmit. De ce a îngustat, de ce a făcut trotuar așa mic? Așa a gândit proiectantul. Că dacă trec trei persoane cu copilul de mână sau cu soție și copilul, nu încarcă acel trotuar. Nu știu. E de zis, de comentat. Așa s-a gândit, așa s-a hotărât, așa s-a realizat. Dar una peste alta arată bine și încă nu-i terminat. Se arată foarte bine și felicitări pentru această realizare. Cred că sunt foarte mulți bani, ales în perioada asta, trebuie să, da, să justifică, să justifică și să merită. Deschiderea asta spre Bogdan Vodă și mai ales spre Casa de Cultură, dacă o să faceți un weekend să meargă pe jos, să fie lumea să plimbe, avem nevoie de o recreere în orașul Răgăuți, că vedeți, e foarte ștrangulat, foarte multe mașini și n-avem așa ceva, n-am avut. Da. O să intervin? Într-adevăr, este puțin mai îngust trotuarul, dar după cum ați văzut, s-a mers inclusiv pe lângă blocuri cu acea bordură, ca să arate cu adevărat frumos. Doi, au mai apărut și acele insule pe care vor fi așezate niște bănci foarte frumoase, cu niște cuiburi pentru cărți. În spate vor fi extrase cărți, ca să devină cu adevărat un centru cultural, după cum am spus, și din alte puncte de vedere. Nu este finalizat proiectul și aici vreau să spun că este și o parte din bani pentru spațiile verzi, de exemplu pentru copăcii,
sunt de la firma Eger și mulțumesc pe această cale. Deci nu toți banii au fost pus integral din bugetul local, pentru că există, într-adevăr, de la firma Eger. Adică, finanțarea primăriei, nu? Nu, o parte este din finanțarea primăriei, dar este și contracte sponsorizate de la firma Eger. Deci spații de verzi plus copăcii puși pe stânga-dreapta până la structură este de la firma Eger, ca să fim foarte corect. Da, e că dădea banii finanțat doar pentru anumite proiecte și acum... S-au mai schimbat. Sunt foarte flexibili și vă spun că acționează în toate zonele și mulțumesc. Bine că s-au gândit să atribui sponsorizări spre spații verzi, spre natură, spre partea asta, că ne-a intoxicat și este aici. Cu tot ce au făcut aici. Și cu drumurile ne-au spart, au spus că arată foarte rău străzile. Din cauza lor arată aceste străzi așa cum arată. În spate, cu camioanele, acum le-a dus pe șosea, e clar, că avem șosea de centură. Dar până avea, ne-a spart orașul. Aceștia au străzi și plătesc doar 3 lei impozit pe conducea. Poate să dea, și în acest an, chiar facem presiune asupra lor, domn primar, să dea mai mulți bani pentru spațiu verzi, să amenajăm spațiu verzi în municipiul Rădăuți și locuri de joacă pentru copii. Am să vă spun că anul trecut, așa ca informare, de câte am înțeles, pot să mă corecteze domnul director economic. Sumele la impozit primite de la Eger și Schweighofer ar fi undeva la 523.000 de euro, undeva pe acolo. Iar firma Eger anul trecut, firma Eger doar anul trecut, a făcut sponsorizări de 511.000 de euro. Deci, practic, a dublat bugetul din zona asta. Așa e bine, da. Da, ok. Nu, au fost foarte aproape în toate domeniile. Mulțumesc. Alte discuții? Dacă vreau să-și domnul Simatea, mulțumesc pentru de aici, dar nu am comentat de aici. În primul, altă ședință, spunea că te vom face cu... Să vreau cum face. Trecem la vorba. În acord de atunci, vorba de... Se votează, dar nu votă pentru? Împotrivă? Ține? Nu avem pula limitate. Mulțumesc! Punctul 10. Proiect de hotărâre registrat numărul 98.718 din 3.4.2022 privind aprobarea documentației subiectului la autonomie și indicatăți proiectului pentru obiectul de investiții, înlocuire rețea apă și extindere rețea canalizare în zona centrală Piața Unirii, în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator, Lovin Bogdan Andrei, Comisie Economică și Urbanism. Comisie Economică, favorabil. Urbanism. Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trece la vot. Vot pentru. Împotriva. Abține cu unanimitate. Proiect de hotărâre 11. Proiect de hotărâre se referă cu numărul 9. 68.719 din 4.4.2022 privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere numărul 12.294/2-7/2021 încheiat între municipiul Rădăuți și Asociația La Vida. Inițiator primar Lovin Bogdan Andrei. Se solicită Comisie Economică, Administrație Publică și Învățământ. Comisia Economică nefavorabilă. Comisia de Administrație Publică favorabilă. Consiliul Județean favorabil. Mulțumesc, discuție. Domnule, haideți, primul. Eu vreau să fac doar o mică sesizare sau o mică observație. Faceți, o mică observație, domnule secretar, că ne-au promis să ne pune pe ordinea de zi în fața numărului de ordine și pagina. Și văd că nu s-a ținut de cuvânt, domnule secretar. Oh, nu. Eu sunt ținut, când o uitat. Da. Licitație la spațiul respectiv și este contract clar. Condiția este turism. Acum, în momentul de față, venim să facem un act adițional la respectivul spațiu, că trebuie să închiriem spațiu, jumătate spațiu.
în altă parte. Părerea mea este că nu e legală treaba. Și vă spun și de ce nu e legală. Pentru că noi am aprobat pentru turism. Doi, ca să înființeze consulatul, ce se înființează acolo, domnul... Consulat, da. Consulat? Pe unde treci consulul? Prin turist sau prin... Nu, nu. Acum, are... Sunt două camere ăștia acolo. Sunt două camere, dar a doua cameră are uși separată, din brama. Are uși. Din brama are uși separată. Deci, domnul consul, ai prin piață? Nu, dar nu, nu prin piață. Nu. Deci în bramă, în partea de dreapta, este ușa care merge exact la ușa la camera a doua. Eu vin cu o propunere, să o trimiteți înapoi la comisie, să analizăm foarte bine, pentru că ori anulăm licitația, pentru că licitația și articolul contract, nu discutăm despre actualare la firmă respectivă, că nu ne interesează. Deci dacă în contract scrie foarte clar că este cu destinații și în loc o mută a licitației pentru destinația respectivă și nu știu dacă funcționează. Trebuie să mă duc la unii să iau un bilet pentru... Deci eu propun să trimitem și să analizăm foarte bine acest proiect, pentru că eu zic că nu e legal. Și hai să lucrăm. N-am o problemă, nu am nici împotrivă, că nu știu ce. Dar domnule, dacă am dat hotărâri de turism, și am dat licitație pentru turiști, importați prin turist, este negație de la domnul, că la firma respectivă, că e de acord să predea da, acela. Da? Domnule, am fost camerele de altă acolo, domnul Mihalescu. Vă rog, dar trebuie să zic, pescărie. Pescărie. Nu se ascultați, pescărie aia așa. E pescărie, vă rog. Și acum i-ați realizat domnul camera deputaților. Da, dar acum vrea postul ăla. Nu, vrea. Lăsați-l să-și facă. Vă zici, haideți să punem domnul Reams. Punem în față consulatul, în spate consulatul Coreei și în față consulatul Poloniei. Nu-i bine? Domnul Sescu, vă rog. Am analizat prin prisma prevederilor contractuale problema și nu sunt, nu sunt condiții care ar fi încălcarea unor principii de legalitate sau de denaturarea licitației. Pentru că altele au fost criteriile de atribuire atunci la momentul organizării licitației și nu această prevedere contractuală. Această prevedere contractuală limita cumva desfășurarea activității sau posibilitățile chiriașului de a-și sau îi grădea acestea doar la libera desfășurare activități, doar la a-și presta activitățile în nume propriu și nu apela la serviciile altora. Acum ne-am gândit lucrurile cam așa, că în deschiderea unui consulat onorific, așa cum am văzut, este și o deschidere din punct de vedere turistică, chiar poate fi de promovarea localității mai mult, sau zonei servitori, rătăuțului și a localității. Și am considerat că nu încalcă nimic prevederile contractului și nici nu implică municipiul Rădăuți, deci decât cu privire la această clauză contractuală. Ulterior, relația de colaborare este între Asociația La Vida, care este chiriașul primării municipiului Rădăuți, și acest consulat onorific. Mulțumesc că ați discuție, domnul Marte. Eu sau? Ok. Am avut această discuție, m-am scăpit încă o dată astăzi cu domnul secretar și cu domnul directorul economic, domnul Sescu, și am pus și eu problema aceasta. Într-adevăr, mi-a explicat foarte clar că nu se schimbă condițiile contractuale decât prin acest amendament, pentru că aceeași sumă va fi plătită, obligațiile vor fi făcute, deci, practic, nu se schimbă în acest sens absolut nimic. Așa că eu consider că ar fi bun, din punct de vedere turistic, chiar, să existe și acest lucru. Dar eu cred că era bine, domnul primar, să faceți o prezentare înainte de a... Eu vă dai ceva, că semnal de fiere și așa mai departe. Acum domnul tătar mi-a spus, mi-a șoptit că e vorba de ambasada Coreei, nu? Coreei de Sud. Coreei de Sud. Consulat? Eu știu, domnul Costas, știu ce înseamnă consulat onorific. Am înțeles că am fost în Parlamentul și de grupul despre tine românul Polon și aveam un prieten chiar consul român onorific.
Sigur că e benefic pentru Rădău să avem un consulat onorific, un consul onorific al Coreei de Sud aici. Coreea de Sud e ceva pentru noi, wow, să ajungă Coreea de Sud aici. Și domnul Mianescu, bineînțeles, fie acel consul, dacă nu... Totuși, s-a dus discuția în altă direcție. Acolo a fost o pescărie și știm foarte bine că s-a schimbat destinația și s-a dat cabinetul parlamentar, care cabinetul parlamentar se putea face în altă parte. Domnul Tătaru el așa a gândit, așa a fost atunci. Cel care a făcut, cel care a făcut investiții a rămas cu buza umplată și i s-a luat spațiu, era de pe timpul meu altă strategie, altă gândire. Acel consul, consul, dacă va fi, e benefic chiar cu steagul. Cred că mai degrabă va fi o vizibilitate mai mare da. Asupra consulatului decât asupra... Nu pune steagul, adică au zis că e trecut la teatru. Da, o să-i facă, că nu-i plac. Și steagul îi place și să fie primit așa cu pâine și colac și cu sare și cu drag, cu toate incele, cred eu. Benefic, sincer, animează puțin strada acolo, zona, zona pietonală, dacă se va gândi de un primar și se va extinde și spre viață, spre îmbarcare, dezvoltare, spre îmbarcare, să facă zona pietonală, să vină consulul, leasă mașina în parcarea principală și să plece de tantamul, cu Malaiu, cu domnul Crivei, care acolo în față să-l conducă, că el acolo s-a făcut cu toate multe acțiuni în față și au fost benefic acelea și cu bunătură, a fost noroc. Da, plecarea de acolo. De acolo ați plecat de, de campanie, să spuneți așa. Și de domnul Crivei, de turism. Acum, turismul e că fost o întrebare în Rădău. Avem deocamdată noi și foarte bine că asupra turismului era mare discuție să-l facă când ne-a dat fonduri europene, să-l facă pe Buda, orașul, pe Peceu, că făcea comentarii cu cei de înainte. Tot ce se face e benefic, chiar acum lăsăm gluma asta, să lăsăm un spirit foarte serios și pe ce spunem. Un consul, indiferent cine ar fi, este pentru noi un lucru mare și un pas în față. Cu o semnificație, o reprezentare diplomatică, participă la festivități și acum, abia acum se justifică, vor stimați colegi, acel spațiu. Pentru turism era la jumătate, cam la jumătate nu prea, dar pentru consulat e benefic. Chiar și PSD-ul, dacă ar ceda spațiul de aici, să se facă și un consulat în partea asta altă, patuladerul opus, ar fi nemai, nemai pomenit. Dar cu ce țară? Poate să fie și cu Ucraina, nu poate să fie. Vă mărturisesc că am avut o întâlnire cu fostul ambasador al Coreei de Sud. A fost atunci a gustat ciorba rădăuțeană, a fost foarte încântat. Și chiar a fost încântat de colaborare și a gândit-o pe termen lung. Poate că știți că acolo succes, dar succesul este la 3 ani de zile, dar... Nu o să mai aveți invitat, sigur o să mă invitați cu mine, să dau mâna și cărți. Vă rog, vă rog, dar chiar o să plac în picioare, să dau mâna. Mulțumim, dacă sunt de discuții. Și eu, da, numai pe scurt, da. Ambasadorii, de obicei, cursurile sunt poarta de intrare a marilor afaceri în anumite zone și cred că aduce plus valoare, cum ați spus și dumneavoastră. Nu se știe în viitor cine este, indiferent domnul Mihălescu sau cineva acolo, poate să aducă... Nu știu, nu știu dacă despre asta este. El este consul onorific, cred că la ora actuală. Și fiind și un om de afaceri și știm prea bine că are niște afaceri de succes, prin prisma asta construată, poate să aducă și alți investitori în zonă, putem privi și așa. Domnul deputat, o să schimba direcția, nu mai este anul de care să-l luați pe la pică, vă rog. Să-ți întrebați, domnul, nu are treaba, spuneți. Dacă nu are treaba asta, nu. Istric, discutăm despre... Spuneți, domnul, v-ați văzut. Două puncte aș vrea să-l rog pe domnul secretar să nu, din punct de vedere juridic, să ne elucideze. Deci, prin votarea acestui act adițional, se recurge la încetarea punctului nou din contractul inițial din chirie, da? Se modifică punctul 9. Așa, iar la următorul punct al 10, la, la subpunctul C, spune că rezilierea pentru neexecutarea obligațiilor asumate în contract duce la rezilierea contractului, da? Da. Este legală toată chestia asta? Deci nu sunt niște subpuncte care anulează contractul inițial? Nu, pentru că deci nu se încetează
biroul de activitate turistică asociat la Vida. Ci doar o cameră din spațiu va fi dată în folosință către consulat. Eu am înțeles asta, dar sunt niște puncte care aduc modificări la contractul inițial din închiriere, care erau niște clauze contractuale, nu? Sunt anumite proiecte care trebuie întoarse la comisie, nu au fost completate, nu sunt în regulă, dar acest proiect, eu vă spun, sunt sincer cu dumneavoastră și vă spun clar. Știu ce înseamnă să avem un birou, un consul onorific în Rădăuți. E un plus valoare, vă spun sincer, din punct de vedere diplomatic și cu ceea ce spune domnul Constant Pepe, atragere de fonduri. Lăsăm ceea ce a fost înainte, domnul Tătar, v-am spus, nu asta a stricat destinația spațiului, de pescărie, acum, hai să-l avansăm. Și facem unul, v-am spus, dacă vreți dumneavoastră, veniți cu un contract, în sediul PSD-ului, să dați, să faceți consulat. Mulțumesc. Are dreptate, domnul consilierul Oreanu, aceasta a fost prezentată în memoriul care l-a găsit de către domnul Mihalescu. Este necesar, cred că mai scurt timp, să dea răspuns la ambasadă, privire la spațiul care își va desfășura activitatea. Asta e. Da. Mulțumesc mult, trecem la voi. Mulțumesc, Petru. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Petru. 13 pentru Petru, potriva. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 8. 13 votări și 4 abțineri a fost aprobat. Deci vreau să justific votul? Votat în favoarea lui domnului Mihalescu, ci am votat în favoarea unui birou, încă o dată repet, unui birou, a unui consul onorific al Coreei de Sud, în municipiul Rădăuți. Mulțumesc. Cel șerul primar pentru acest inițiativ. 12 proiect de hotărâre registrat cu numărul 98724/4/2020 privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru medici din cadrul Spitalului Municipal Sfinții Costul, doctor Costul și Damian, inițiator primar Bogdan Andrei Vloghen. Comisie economic și învățământ. Comisie economică favorabil. Comisie învățământ favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Votul pentru. Ține unanimitate, mulțumesc. Punctul 13, proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.721/4/2022, prelungirea duratei de închiriere unei locuințe din fondul locativ de stat aflate în administrația UAT Rădăuți, situată în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare, numărul 111, apartament 2. Inițiator, Vloghe Bogdan Andrei. Se solicită comisiile de specialitate învățământ și economic. Favorabil. Favorabil. Discuție? Dacă domnul primar vrea să ne prezinte puțin acest proiect, ce vă rog. Este un proiect tip care a fost și va mai, și vor mai exista. Ce să vă spun mai mult? Doar că la chiriaș, domnul Lărea. La chiriaș. Este o procedură, nu știu. Este o problemă? Dacă ar fi o problemă, nu, nu, să ne explicați. Probleme nu sunt deloc. Ce s-a social la urmă? Când vin la ședință de Consiliul Local, nu mă gândesc că ar fi probleme. Doar dezbatem, discutăm, căutăm soluții și dumneavoastră, ca inițiator, aveți obligația și responsabilitatea față de cei care v-au ales să ne prezentați. Eu sunt de acord că vreți să terminați repede și terminăm repede, să cam terminăm repede. Dar eu, ca și consilier, virgul consilier, am dreptul să vă întreb pe dumneavoastră ce cu un anumit proiect. Că le-ați inițiat, trebuie să ne spuneți. Am inițiat pentru un anumit lucru. Ce ați spus, domnul Tătar, pentru un anumit lucru. Este o procedură normală, clasică pentru închirieri. Prelungire. Poate sunt la fel, adică nu văd care ar fi diferența între ăsta și oricare altul.
Procedura este stabilită acolo, este ca să... Domnul secretar, vă mulțumesc mai mult. Dar deci, contractele de închiriere se prelungesc automat, dar sunt cazuri în care persoanele nu prezintă la timp documente, astfel încât sunt tolerate în spațiu, operează tacita relocațiune, iar pentru confirmarea în momentul în care îndeplinesc toate documentele, este necesară aprobarea Consiliului Local. Pe lângă acest proiect, poate să pun o întrebare? Da. Da, nu, ca să duc punctul divers, să nu mai aștept. Dacă s-a rezolvat cu familia aia de la Anele, ea s-a spus că... Urmează. Ok, ok. Dacă nu sunt alte discuții, trece la vot. Voturi pentru. Împotrivă. Obține unanimitate. Mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre este cu numărul 98.724/2022 privind aprobarea achiziționării terenului suprafață de 4.106 metri pătrați situat în exterior în municipiul de Rătăbuți, strada Sanctuși, fără nimeni, județul Ceava, prin negociere directă în vederea extinderii cimitirului din municipiul Rătăbuți, inițiator primar Login Bogdan Andrei. Se solicită Comisiile Economic și Urbanism. Comisia Economică favorabilă. Comisia Urbanism favorabilă. Discuție? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Dacă la dumneavoastră din partid nu am găsit? Da, am prins până acum nici o comisie, nu vreau să stricăm stilul. Am înțeles. Știam deja pe cine aveți de găsit propunerea. A fost foarte... Vreau să vă propunem dumneavoastră, ca să fie dumneavoastră. Vreau să vă propunem dumneavoastră, ca să fie dumneavoastră. Domnul Pierre, am încercat să-l propunem. Domnul Pierre, am încercat să-l propunem. Energic, mai pe poziție. Acum, văd că a început lucrurile să se așeze, scutăm de care asta la înțelegere, vă înțelegeți bine, treaba e bună, armonie. Așa trebuie să fie într-un posibil local, față de cum era înainte cu cei de la PSD. PSD-ul a fost pentru Rădăuț cea mai mare, nu știu, a dus, a ținut Rădăuțul pe loc, nu că lider e. PSD-ul. Din asta sunt parte din PSD, dar o perioadă scurtă, nu punctăm. Nu răspund la provocare. Da, nu, dar nici nu aveți cum să-mi răspundeți, că n-aveți ce să-mi răspundeți. E lucrativ, se lucrează, chiar mă bucur și dumneavoastră ați început să înțelegeți anumite lucruri și v-ați puțin derutat timpul. Ați trecut și pe greu. Dumneavoastră ați prins o perioadă, poate că adversă, să vă spun. Ați prins o perioadă grea, adică și cu pandemia, și cu Ucraina, și cu date, și cu boala. Asta e prin pandemie și pe ștări. Și mulțumesc că mă propuneți să vin să negociez acel teren, dar de ce n-aș putea așa în măsură să mă pricep acolo la negocierea de terenuri? Nu refuz, dar nu sunt domeniu, dar mai în domeniu. Dacă sunt cu ea, cred că m-ar ajuta ea și eu mi-aș duce. Mulțumesc atunci. Domnul primar, dacă îmi permiteți, să vă felicit pentru că ați reușit să-l faceți mai mare arme pe domnul Arean decât când ați început lucrările pe Ioan Nistor. Și acolo tălătoarele sunt un pic mai rate, domnul Bogdan Vădă. Domnul doctor, aveți dreptate. Ai colare și piste de biciclete. Până la urmă, domnul doctor are dreptate că strada Ionistor n-a fost făcută de 30 de ani, pe timpul domnul Frunză.
Eu n-am făcut-o, domn Tătar, nici atâta. Eu n-am făcut-o să nu mă judeci oamenii când fac pe stradă, fac strada. Domn Tătar nu mi-a făcea de-a dreapului că să stea eu la rea să jucă mașina. Aveam niște grup la poate, vineau camioanele alea când rădea în groapă, puteai să te scoli cu automat. Dacă vă interesează, proiectul ăsta și domnul se poate confirma, este de pe timpul dumneavoastră. Da. Nu m-am lăsat să vizi vreoastră construirea da. Calului. Toate este pe timpul dumneavoastră, numai nu erau trecut în execuție. Toate, știți cum e, un primar vine și ia, și activul, și pasivul, și cu bun, și cu rău, trebuie să vină să preia și să meargă înainte, ca o căpărungă, cu zâna domnului Flutur, sărim în tranșee și mergem înainte. Dumneavoastră ne-ați avut de pe timpul dumneavoastră, dar nu mi-ați făcut acolo strada Ionistor. Era spartă. Revin, domnul doctor, aveți dreptate că aveți grijă că pe partea stângă cum să mergem acolo spre mine, trotuarul era făcut dinainte și a rămas bordurile cele vechi. Și o să intre apa în curs. Dacă îți face să facă o treabă ca lumea, am înțeles, o fost domnul primar la zonă, m-am întâlnit cu el și o să facă o treabă. Domnul primar, ce trebuie pe cei care au plăcut urmărat? Era și echipat corespunzător de șampion. Da, așa este. Da, aveți dreptate. Domnul, și nu știa ce este acolo plecat. Așa și să intervin. Da, și totuși, dacă vrea să îi dau mingea la video domnul Sertar, cine a jucat tenis a plecat. Da, e vorba de domnul Poțic, când am prelat pe mandatul, a venit și a jucat tenis și era foarte bun la tenis, dar nu m-a plăcut și a și plecat a doua zi. De asta m-ați invitat să văd serie. Ceea ce vreau să vă spun de astăzi și fac o declarație publică aici față de colegii mei, vreau să vă felicit sincer acum, sincer, că ați făcut o mișcare bună cu băiatul ăsta tânăr, directorul, și a plecat domnul Flutur. Flutur a fost și colegi al meu, Flutur a fost, dar era timpul. Era timpul, n-a reușit. Auziți ce nu știu tenis. Nu le are cu tenisul, nu, e alt sport, antitalent. El are cu altceva, cu mâna lungă. Dar, revin. Apreciez că ați făcut o schimbare și greu să faci schimbările. Am înțeles că ați adus din sistemul privat oameni și se vede, probabil. O să vadă în timp. În primul an, în primul mandat nu se vadă prea multe. De asta, domnul Tătari, pare rău că a pierdut alegerile. Nu pare rău. Că abia acum a luat și roadele. Când se ia roadele, îi luați neastră. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem o procesă. La subiect și eu așa aveam intervenția. Numai o secundă. Deci, prețul terenului este de 30.000 de lei, adică aproximativ 6.000 și 8.200 de euro. Deci, care este procentajul de negocieri, comisia, adică să negocieze? 10%, 20%, tot dumneavoastră. Bravo, până la cât se meargă. Până la cât se meargă, da. Bravo. Mandatați comisia. Cât mandatați? Conform raportului de evaluare, prețul evaluat este de 6.159. Comisia poate negocia în jos, dar și un prag în sus pe care să-l aprobe Consiliul Local. Până unde se poate merge? E foarte bine că aceste terenuri sunt deja... Profiniți un prag, om de afaceri. Domnul Leonel, ca om de afaceri propuneți. Vedeți că nu sunt minus plus. Maxim 10%. Vă spun că nu să dați un prag mai generos, pentru că valoarea asta este foarte mică și în comparație cu achizițiile anterioare de teren și am făcut la cinci. Noi am prevăzut de anul ăsta o listă de investiții 160.000 pentru achiziții. Și ne-am propus, așa de ce am discutat și cu responsabilul activității la cimitir, să achiziționăm două parcele similare, ca în suprafață de 40 și ceva de ani, 41 de ani, asta nu știu dacă și în teren de realitate, că nu trebuie făcut plan cadastral, dar mai este cineva care în vecinat mai are 40 ceva de ani. Și ne-am propus că din ăștia 160.000 să luăm aceste două parcele ca să, pe perioadă, după 2-3 ani de zile, să nu mai fie probleme la cimitir. 6.000 de euro pentru ăștia 41 de ani e foarte jos spre celul să stabilite evaluatorul, cred că autorizat de primărie și... dați un prag mai generos. Și dacă depășește bugetul, aprobat? Nu, că el e 30.000 de lei. Asta e jumătate din care că să luăm încă parcel similar, ar fi 80.000. Deci față de 30.000 e mai mult, dar să fie așa o marjă de negociere generoasă. Deci comisia va negocia, da? 50%? 50%.
Din partea cui vine propunerea? Din partea cui vine propunerea cu 56 de lei? Eu propun, ce generos e. Păi da, cum, 56 de lei. Poate eu și-o înlocat. Dacă nu se mai opune cineva la... Deci, la unii... Deci, rămâni valabe și nu mai... Ales degeaba, nu poți să-i da? Ales degeaba, nu poți să-i da? Ales degeaba, nu poți să-i da? Domnul Tătar, vreți cu vederi la mare? Loc de dacă nu plac fructele de mare, n-are rău. Nu face toate astea. Mulțumesc. Eu și avea de rău ceva la subiectul ăsta. Vreau să felicit pentru că ați reușit. Erau probleme mari, dar... Totodată, inclusiv eu, na, fiecare avem acolo persoane, merge să spunem o lumânare. Este o problemă foarte mare, pentru că, din câte mi-aduc aminte, de pe vremea domnului Olărean, nu ultima dată dumneavoastră ați pus acolo niște papele și veni număra colegul de la PSD, pe vremea aia, să o facă la soare. Curtea de colegi. Curtea de colegi, da. În fine, nu contează. Acum nu cred că să-i numere nimeni a domnului primar. Domnul primar, și acum are raportul la curtea care cu papelele. Dacă puteți, nu știu, să vă gândiți anul ăsta să facem, mergi, te umpli de glod acolo, pe străzile alături, să-i nenorocire. Te umpli de capul în picioare. Mai balastare. Pălării din străzi. Mai mergeți, că nu ați mai fost nici. Și mai făcut și mai ai parte. Nu, lăturabil, lăturabil. Eu chiar zic, dacă aveți posibilitatea, acum luați de pe volumățului, stratul de asfalt, praful, nu știu. Să refolosiți sau găsiți în altă parte, de pe Bogdan Fulgur. Am luat în capul lucrul ăsta deja. Super! Dacă puteți, am așat în trecut și o zonă de deșeuri. Aia am văzut-o cu borduri foarte frumos, dar partea nouă. Deșeuri cu tot ce-l văzut. Da, pe partea vechi, da, să vă văd. Maria, să mai încercați și să-ți zic. Mulțumesc. Domnul Vasilovski. Da, susțin ideea domnului Tibei că nu s-ar putea refolosi pavajul care este scos în momentul de față de Bogdan Gorsa. Deci, atenție, așa se face, că așa nu când fac eu, când m-am gândit eu. Este procedură, pot să confirm oricine, se face, este o comisie de inventariere, se face un proces verbal, ce este bun, refolosim, o să venim și în fața dumneavoastră, vă spunem exact locații unde refolosim. Deja sunt niște trotuare la care ne-am gândit, dacă ar fi supliment, am merge mai departe. Nu vă spun că știți domnul Tătar, să nu câțiva ani de când tot plimbăm prin buget trotuarele de pe Iacobzat, din partea dreaptă și cel care merge spre Orin, pe partea, tot partea dreaptă, Iacobzat. Deci sunt zone care trebuie așteaptă să folosim da, acest pavaj. Deci, cu siguranță, nu-l risipim. Cu siguranță, nu-l risipim. Deci, să punem la vot prima oară la propunere. Cine e primul? A comisii? Da. Acum proiectul de integralitate. Voturi pentru. Împotrivă. Ține unanimitate. Mulțumesc. Trecem acum la diverse. Avea și eu. Spuneți, domnul Simodan. Bună, vreau să prinde domnule primar la problema că mă cuciore de iarăși vecine de acolo la cinste. Nu se poate rezolva una problemă și a doua, ca prioritate la asfaltarea străzilor, mă gândeam că tot reușesc banii ăsta și cum era cu Corobiescu, atât de vedere că au fost folosite trecenturi de... să facem foarte clară diferența. Străzile Iraclie Corumbescu, Teiului și Ioan Istor care intră sunt în proiectul multianual de care spunea domnul Tătar. Simeon Bărnuțiu este un tronson făcut prin atribuire de mită licitație făcută. Asta e separat. Deci nu lucrăm un proiect cu altul. Am înțeles. E vorbea așa.
Deci urmează 4 următori să zici, urmează celelalte 2-3 care le-am anunțat eu acum. Păi, nici măcar este un secret. Deci este vorba de Dimitri Dan, care arată jarnic, este vorba de școlii noi, care la fel arată jarnic și în zona aia deja nu rezolva problema în mare parte. După care, bineînțeles că sunt și alte străzi, nu? Nu știți și dumneavoastră, doar ar trebui să cunoașteți proiectul. Eu știu proiectul, dar nu știu. Victor Grigorescu. Eu n-aș fi făcut Victor Grigorescu ca prioritate, dar urmează să fie schimbată canalizarea acolo, prin proiectul Acetului. Deci toate străzile au fost foarte, foarte bine analizate și prin prisma faptului că pe unele din ele încă urmează să intervină cu strumbarea utilităților, știți? Eu cred, dar cei două trebuie la milionarea pe o pomă, ei au utilitatea, au tot încerc. Nu am trebuit nevoie nimic, am zis care spuneți. De Radu Bărbescu și de... Da, dar ei sunt pentru asfaltare, cum am zis. Domnul Mitrofan, și la ideea cu un domnat de leagă acolo cu ceva ideea și toți vecinii ei acolo. Ce e răspuns cu profilă? De ce nu? Nu știu, mă. Dar nu știu ceva să facem ceva. Și iar în stradă aia, bucătirea aia de stradă și cu totul altul de la noi, dar de exact, iar de la pentru rare și de curățitate de folosită, nu știu ceva să facem. Eu aș fi putut să pun acolo niște borduri să fim cu trotuar din ăla. Dar acum, într-adevăr, de intervenit ceva frumos, nu poți să faci să arate trotuarul la un fel și acolo să coboși mai la fel. La fel cum că e tot acum noastră în zona acolo. La fel cum anul viitor voi veni obligator cu propunere în buget pentru trotuarul de pe 22 decembrie, deci care vine din, tot înspre Casa de Cultură, din Colicii, praf, nu mai ai ce să alegi din ea. Mulțumesc. O să intervenim în zonă, dar nu vreau să intervenim cu bavajul de vechi. Domnul Ministru, v-am prezentat să-mi situația cu familia Udine. Dar la străzi era așa. Da, vă mulțumesc. Revenim la și la străzi înapoi. Microfon. Microfon. Prezint, fără la străzea Udine. Se înregistrează. Deschideți-i. Deschideți-i. Deschideți microfonul, domnule. Nu s-a avut la înregistrare. Acum e deschis. La propunerea Consiliului Local, am întâlnit Comisia de Administrație Publică pentru a discuta, domnul Tătar, situația familiei Udilă. Cu statut consultativ a fost invitată și Comisia de Distribuire a Locuințelor a ANL. Am analizat documentele de la dosar, documente pe care le-ați avut și dumneavoastră în comisia în ședința anterioară și, din punct de vedere al situației, de fapt, hotărârea judecătorească este destul de clară. Dar am găsit, să spunem, o oarecare variantă. Un membru al comisiei a propus, conform legei cutumei, în care se ia în calcul vechimea în locuință pe care o are o persoană, să aibă prioritate în a rămâne în acea locuință, trecând peste criteriile hotărâte de Consiliul Local. A fost singura propunere viabilă pe care am putut-o dezbate în ședința comisiei. Vreau să vă spun că ambele comisii au fost de acord cu prima variantă, dar la supunerea la vot a acestei propuneri s-au înregistrat 2 voturi pentru și 3 abțineri. Condițiile acestea, avizul pentru această propunere este nefavorabil. Înaintăm această propunere Consiliului Local, poate propunerea aceasta va putea fi îmbrăcată într-o altă formă de colegii noștri care au mai multă experiență în Consiliul Local și pentru a fi făcut în proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul Adrian. Mai e. Prezentați situația de la familia aia, nu? Da, da, da. Da, da. Din luna trecută. Care a fost la ședința senatului, care a fost la primar la ședință. La concret, ce ați hotărât comisiile alea? Două comisii v-ați întrunit? Ați citit acolo? Da, da, da. Încă o dată. Nu pot că fiți treabă două. Au fost cele două comisii și propunerea a fost că în baza... Ați găsit-o cu tunga, ați spus altceva. Da, da, da. Domnul Simota, dacă mă ajutați cu legea respectivă... Cine? Dar nu ne trebuie nouă legea. Spuneți ce anume. Domnul Simota, da. Și ai de comisie? Da, și eu vreau să-mi comisie și ai zis că în moment dat să ne folosim legea cu tunga. Cum?
vechime, am înțeles. Vechime, am înțeles în legere de nu mai respectați vechime și indicatori care... Și asta pe și... Și am zis, na, deci varianta respectivă, dar care la vot am reprinit 3 abțineri și 2 pentru. Eventual, dacă se reprinde de... A, n-a trecut la vot, asta vreau să spuneți. Da, la vot nu a trecut, nu. A fost 3 cu 2. 3 abțineri și 2 pentru. Ori acum, la să... Înaintea noi consiliu și consiliu dacă consideră că se bate bine pe varianta cu e foarte bine să dăm un proiect și dacă se otrește la în cadrul consiliu local. Da, nu, ce, ca și propunere, sau domnul profesor spunea legea, legile sunt făcute de cine e făcute, dar anumite legile interne sau locale, le otărăsc consiliul local, prin departamente de specialitate și așa ceva. Prin aceste proiecte, zice legi. În baza legii. În baza unei legi, sigur, respectăm o lege. Dar dacă domnul Simon a găsit acea cutumă și se poate, eu propun ca să venim chiar cu un proiect de lege, în acest sens. De lege, scuzați, de hotărâri de consiliu local, nu puteți înțelege la mine. Dar nu suntem un proiect de hotărâri în acest sens. Iar acea familie să rămână acolo până să va ajunge acel proiect în vot. Noi, sigur, că vom vota, că am fost toți de acord la ședința trecută. Și asta e o procedură. Dacă e posibil, domnul secretar, să rezolve sub forma asta. Dacă aveți o altă variantă, dar clar, eu aș solicita să rămână acea familie. V-am spus încă o dată, nu ne-a răspuns, nu o cunosc, nu-i cunosc, dar în sfârșit au făcut o gafă și o greșeală și au copii. Și nu și-au plătit, și după aia au revenit și-au plătit, e o gafă și credeți de asta cum o scăpare. Să rămână acolo și, nu? Același lucru presunează. Și eu am uitat așa ceva, totuși am auzit un lucru care nu știam, că familia respectivă a mai avut o dată o acțiune în instanță, la care totuși primăria a renunțat. Deci a mai astăzi a două oară acum. Când am venit noi acum am venit, de fapt, o a treia oară. Dumneavoastră l-ați dat. Ah, vedeți cum mă ajută domnul Tătar. Eu l-am dat și domnul Tătar a pus eu lea. Nu, 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 eu am notat la lucrurile. Neastră sunteți de stânga și sunteți socialist. Trebuie să aveți grijă de acești oameni care sunt de nevoie. Deci nu l-am dat în instanță. Eu nu știu. Sunteți specialist la dat în instanță. Știu. Nu mă confunda, domnul Lorena, nu mă confunda. Nu l-a dat? O renunță. Deci nu mă confunda, domnul Lorena. Dar nici eu l-am dat în instanță. Pe mine, a, ai zic că nu facem la avocat la din mediu cu canalii bătute. Intram eu și ieșeam eu și ți-am spus. Ia să spun cu canalii bătute la garda din mediu. Dar eu am avut 50 de procese cu după ce ați luat la mandatul și stați eu. Nu aș vrea să trece spre ce am trecut eu. Corect. 50 de procese pe care cereau enorm de mari, mulți bani, sume imense, dar eu le-am depășit, am câștigat acel proces pe anumite principii, pe anumite criterii. Și n-am dat niciun bani. Da, mulțumesc mult. Deci, așa e cum să zic. Nu, nu s-a stat. Nu mă gândiți. Avem diversi la nouă președinte. Dar nu este pus o diversie. Da, diversie. La ordinare? Nu. Dar am avut diversele astea. Nu, domnul Biliu, nu m-a stat. Procedura n-am avut. Dar pe ceva unde discutam, în discuția, am propus diverse. Nu, nu avem. Cum să n-avem cu stii? Scrie. Nu, nu avem. Asta, domnul secretar, e venit. La ordinare există diverse, la extraordinare. Dar la ce cătate? Nu se dă la diverse, cu documente care sunt. Dar fără documente, fără documente. Putem vorbi, putem vorbi la diverse. Putem vorbi, ne-a oprit microfonul, dar doi, domnul secretar. Domnul președinte, putem vorbi? O secundă, am ceva. Domnul Larea, întâi după aici. Spuneți. Nu lăs ghidea, spuneți. De ce? Știu că dumneavoastră vreți să plasați camere prin oraș, da? Și... este o instalație de fibră optică care e la o societate și e folosibilă. Poate reușiți și căutați o variantă care sunt și să legăm camere. Pentru că o să vă trebuiască pe loc, dar vă desigur camere. Dar să intervin un pic aici. Deci nu, eu vă spun ca propunere. De fapt, știu ce spuneți. Aici intrăm în zona digitalizării până la urmă și a faptului că totuși dorim să cobrăm toată fibra prin subteran, practic, da? Ca să vă mai spun că am încasat și redevență în caz de ceva, că m-am face o hotărâre de consiliu local, dacă am avea proiectul în regulă, fără nicio problemă. La fel vreau să vă spun că așteptăm cu nerăbdare să parcurgem toate etapele legale pentru a prelua sediul fostei judecătorii. Acolo vreau să mutăm tot
ce este jos în clădirea de jos. Clădirea de jos, cea mică, să o dărâmăm pentru a evisi toată zona. Practic, cred că suntem de acord că în condițiile în care s-a construit sediul judecătoriei și sediul primăriei, chiar arată ca o locuiță socială, fără menajamente. Și atunci acolo am degrevat foarte mult. Chiar îmi doresc acolo tot, prin consultare cu dumneavoastră, chiar mă interesează acest lucru, să înființăm dincolo un ghișeu unic de plată, unde toți cetățenii să poată folosi parcarea respectivă și atunci să facă toate plățile acolo. La etaj e cam complicat. Și degrevăm atunci toată zona aceasta. Da, nu știu, când nu a venit cu o propunere și atunci o să vedea. Nu, dar eu vorbesc că dacă vine o persoană panicată și deci e o problemă. Da, dar deci putem... cu taxele și impozite poate spre da. Asta, dar domnul Fărtu, de exemplu... Există două camere și la partea. Apoi atunci am ieșit da. Nu, deci poate nu am exprimat da. Corect, vom merge împreună acolo și o să găsim soluții și în acest sens. Eu cred că ar fi un lucru bun să degradăm toată zona primăriei actuală în acest context și să relocăm într-o zonă în care chiar oamenii să-și facă toate, să poată face toate plățile civilizate. Nu știu, este o propunere și vă înaintez de pe acum să vă gândiți la ea. Dar nu este un lucru rău, trebuie să vedem doar, nu știu, o ofertă, să vedem ce este vorba și în consultare cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră puteți răspunde la urmă din Consiliul Local. Mulțumesc. Domnul Vărean? Da, domnul președinte, am o jumătate. Imediat, dar vreau respectul pe domnul Larea și îmi lasă. Nu. Spuneți, cum este? Mă bucur faptul că nu avem această ședință, a durat o oră, oră jumătate, nu? Două? Jumătate. O oră jumătate. Dumneavoastră, o oră jumătate și noi două. Ok. Astăzi sunteți la pensia de stil, puteți să mai stăm. Noi doi suntem... Avem timp. Ok. Ceea ce aș vrea eu să vă rog dumneavoastră, domnul primar, să ne prezentați o listă cu stresele la concret care se vor asfalta în acest an, din cauza că mă întreabă anumiți oameni și eu adică să vă deranjez dumneavoastră, să vă dau un mesaj sau să vă întreb. Dacă îmi dați o listă sau le dați, sau probabil colegii dumneavoastră de la PNL au deja această informație, știu strategia dumneavoastră ce asfaltați în acest an, cred că asta e important. Facem și Bogdan Bodrie, e nemai pomenit, dar important este să ieșim din praf și din ceea ce a fost. O să-ți spună cineva, dar de ce n-ați făcut când eram? Da, eu am lăsat în primărie la Vrăcea Vreme 5 milioane de euro pentru asfaltare. Și ceea ce a spus dumneavoastră, că este foarte important ca să avem utilități pe cele străzi, apă, canal, după care vine asfaltul, nu e permis să mai spargă după ce se pune asfaltul, sunt foarte multe străzi pe zona Teologii, pe zona de nord a municipiului Rădăuți, care au aceste utilități și așteaptă asfalt. Oamenii vor un răspuns concret, să știe anul, nu cu precizii, ci cu aproximație. Să zicem, în 2022, dumneavoastră asfaltați Ionistor, Mihai Bodnar, nu știu care, nu știu care. Ok, în anul 2023 și în 2024. De asta o să spuneți că, pentru că nu mai e acel domn consilier, nu știu unde, care era cu misii, Mass Miss. Ok. Alea cu Mass Miss-ul sunt în regulă. Sunt de așteptare, sunt depuse la Uniunea Europeană, la Piatra Neamț, unde la ADR. Noi știm puțin cum se procedează. Povești, promitem, facem o conferință de presă, le spunem la oameni, o să asfaltăm, o să facem. La concret. Eu, dacă îmi dați o listă și îmi spuneți strada, străzile astea se asfaltează sigur în acest an, mă întâlnesc cu acei oameni, pot să-i spun, da, domne, eu am lista, domnul primar mi-a dat-o, domnul Loghe, și se vor asfalta. Trebuie neapărat să aveți ca un viitor, să aveți în vedere, dacă mai vreți să mai ajungi, mai fiți primar, dacă mai vreți un mandat. Eu chiar o să vă votez dacă o să faceți treaba. Nu mai aveți 2 ani, nu? Sau cât mai. Să asfaltați, lăsați anumite cheltuieli inutile să duceți spre asfaltare. Asfaltăm, să asfaltați Rădăuțul. 50% am văzut niște rapoarte cu
intravilanul, extravilanul, câte străzi, câte aia. Avem 50% munci produs, să vă spunem, din păcate, neasfaltat, din diferite motive, și nu căutăm vinovați acum, din diferite motive, Rădăuțul trebuie, vom avea consulat, dar trebuie să avem, domnul Tevenică, și străzi asfaltate. Când duci consulul în zona de nord și să-i prezinți Rădăuțul, o să spună, aici este sat, comună, Voivodeasa, Bolăboț, Voroneț, nu știu care, Voitenelu, domnul Tătar, ați arată totul pe tonă. Cam asta. Ca să chedem pe un ton plăcut, cu bine Sfintele Paște, Sărbătoare, și să fim cu toții. Și mă bucur că există o înțelegere și o armonie și domnul primar, care sper să dea o șampanie, după, dar e post acum, după post. După post o să dea o șampanie. Să vă gândiți cine astăzi să luați principiile sau obiceiurile unui singur primar din municipiul Rădăuți, care a fost adevărat primar, a fost Ruță. Un primar cu adevărat primar. N-avea școală diplomatică, n-avea școală diplomatică, dar aș vrea să intervin la după domnul, ca să vă răspund la întrebare. Și închei, lumea s-a răspuns cu familia aia, ce s-a rezolvat până la urmă cu Liga? Păi, la Nereu. Că primii s-au votat în Consiliul? Dar va fi în Consiliul Local. Ei o să plece sau ce? Va fi în Consiliul Local. Nu, nu, nu. Ca să fie în Consiliul Local supus aprobării, trebuie inițiat un proiect de hotărâre. Curea lui înaintează spre Consiliul Local proces verbal, dar un proces verbal care a fost și proces verbal ce se face cu el. Și mai ales că inițiat la voastră un proiect, domnul. Sigur, eu aș iniția, dar n-am staff-ul de ăsta tehnic, n-am secretare, n-am... Dar nu e decizia noastră. De asta trebuie numai să vezi. Eu îi dau ca... Trebuie să primească avizul de legalitate. Eu, eu pot să rog pe domnul secretar, nu pot să-i dau dispoziții sau să-i cer atribuții. Eu pot să rog pe domnul secretar să inițieze acel proiect în numele meu. Eu voi veni și pot semna. Conform legii, da. De asta, domnul secretar, public vă rog să inițiați acel proiect. Cu statul de asta. Inițiatorul, sunteți dumneavoastră. Eu sunt inițiatorul, da. Să vă sprijin pentru redactare. Vedeți că eu am, mai am câteva proiecte, dar a trebuit să discut cu unul cu altul. Și cred că găsesc și persoane care se priceapă partea tehnică în administrație publică. Probabil, și cred că așa e corect, domnul secretar, dacă avem dintre noi o inițiativă a unui proiect, domnul secretar să ne redacteze și să ne înainteze acel proiect și ne spună care eu, de exemplu, am vrut să fac pistă de biciclete. Și mi-a spus domnul secretar că nu se poate. De ce nu? A spus că primarul nu poate, adică consilierul nu poate iniția un proiect care implică bugetul. De ce nu? Eu știu că înainte implica, se putea. Este OGEU. OGEU, da. Care ne ține pe loc, trebuie să stăm cu OGEU. Domnul secretar, vă rog să inițiați acel proiect. Dar bine, vă mulțumesc. Și ce anume propuneri pentru piste? Poți să fac propuneri dacă e una când faci un proiect și ai și buget de realizare și alta e că n-ai un proiect și stă în stand-by. Nu, nu, acum de chestii, nu stau multe proiecte. Nu, domnul secretar, nu stau multe proiecte. Cam asta e. Da, am luat de solicitarea dumneavoastră, domnul consilier, vom redacta acel proiect de hotărâri pe care îl inițiază dumneavoastră. Conform cu cuvintele găsite de... Cu privire la avizul de legalitate, avizul meu este doar consultativ. Dacă o să primească așa de legătură de asta? Consultativ. Știu că e consultativ, dar cum va fi? Nu știu. Da, trebuie probleme, o să analizez, dar nu prea... Nu contrasemnați, atunci nu mai mă puneți să facă cercetă, dacă nu contrasemnați... Dar să știți că am avut situații și cazuri când secretarul n-a contrasemnat un proiect de hotărâre, a fost dat la prefect pentru avizare de legalitate și a fost conform. Avem acel secretar, acea amintire tristă cu domnul administrator public. Mai este? Mai este, domnul, administratul public? Este, este. 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 Abia acum ați descoperit valențele lui și forma lui de final. Om. Uitați aici, așa, da, consilier, scuzați, tine, cu domnul patron în față. Schimbați, domnule. Domnul patron trebuie să treacă cu partea noastră. Poți să ne spun? Da, numai gata. Domnul patron trebuie să treacă partea noastră. Spuneți-o, domnule. Da, domnul aici, la urmă. Domnule președinte, președinte, domnule primar, domnul secretar, stimați consilieri, eu vă mulțumesc că ați luat în calcul problema familiei Udile și vă mulțumesc pentru, cum să vă spun, vă mulțumesc că aveți în vedere să rezolvați această
mare problemă. Și acum ce să vă spun, fiind sărbătorile pascale, vă doresc sărbător pascale fericite și mult, mult, mult. Bună muncă! Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da. Da, vreau să vin cu o propunere ca și consilier local și pentru domnul primar, dacă are deschiderea să rezolvăm. Știm foarte bine că în cursul săptămânii a avut acel accident destul de tragic pe strada Pârnii. Dacă s-ar putea implementa într-un termen cât mai scurt pentru montarea celor indicatoare de viteză în zona respectivă, eventual în nouă puncte unde este pe zona respectivă dreaptă, și ar mai fi pe strada Calea Bucovinei, tot la fel, deci este trecerea de pieton din zona Peni și unde este farmacia. Deci, la fel, sunt două puncte unde se pot întâmpla la orice oră tragedii care căștere săptămâna în curs. Vă răspund în felul următor. Prima zonă pe care Bucovinei la care s-a făcut referire deja este bugetată, a fost aceeași cea de la complexul Capra Neagră de la DPS Muzachi. Nu am știut cum evoluează prețurile și atunci am oprit investiția cu multe anual acel preț, acea espanată din zona Capri Neagră și atunci nu l-am mai făcut ca să nu încurcăm practic de dezvoltarea. Va trebui să intervenim, cu siguranță, peste totul ne-a spus, iar în cel mai scurt timp vă spun că vom lua măsuri pe strada Pudnei să montăm acele limitatoare. Pentru că sunt două variante. Acele limitatoare care știm cu toții că nu rezistă foarte mult, adică cred că două sezoane maxim. Mai ales pe acolo dacă se circulă cu un tonaj mare, cred că un sezon și deja nu mai avem ce face cu ele, dar vom interveni. Mai avem o problemă pe strada Pudnei, chiar în curb, acolo ne-am montat acei parapeți. Adică și acolo ar trebui, pentru că ei vin cu viteză foarte mare și mulți se opresc direct în parapeți respectivi. Este ca prioritate. Prioritatea este la inițiativa domnului consilier Werner Tiron să venim la rectificare cu o sumă prin care să rezolvăm problema iluminatului trecerilor de pietoni. O să o explice domnul Tiron la un moment dat, când va fi cazul, a găsit o soluție foarte bună și îl felicit pe această cale. Iar din punct de vedere al străzilor, ca să revin la domnul primar Lărean, vreau să vă spun așa, că nu este greu să dau o listă. Toți banii din rectificări pe care îi găsesc, tot în zona multianualului pentru străzi ducem. Asta, chiar nu asta a spus, mă duc aminte, când s-a votat bugetul inițial, a spus că este un buget foarte echilibrat. Adică nici noi nu suntem bucuroși că am trebuit să ducem bani în zona acelui cazan și în alte zone, care chiar sunt neapărat necesare. Dar chiar vă spun și vă voi înainta această listă cu priorități. Pentru că execuție. Da, păi, pentru execuție efectivă. Pentru execuție efectivă. Vă spun că importantă va fi și prioritatea ca oamenii să știe, pentru că în cazul în care vin bani din alte surse, să știi că vom direcționa pentru străzile respective. Acum, ca să spun efectiv și să mă pun în locul firmei care va efectua acele lucrări și să răspund în dreptul ei, credeți-mă, nu pot să fac acest lucru. Adică, dumneavoastră știți foarte clar că sunt probleme foarte mari cu firmele de construcție, drumuri, și atunci pot să existe sincope din acest punct de vedere. Dar voi veni în foarte scurt timp cu toate proiectele și vi le voi prezenta. Nu le-am dat nici codul la PNL ca să răspund, dar, după cum am spus, Ion Nistor era pe Pământuiescu și Teiului, sunt prioritare deocamdată. Bineînțeles cu strada Gorogoție care vine reparată de urgență pe banii constructorului, repet, strada Gării care nu am putut începe să o facem, deși este bordurată în totalitate pentru că temperaturile sunt foarte scăzute. Trebuie să știm cu toții că trebuie să existe o temperatură constantă de 10 grade și ziua și noaptea pentru a putea începe asfaltările. Lungările la fel. Așa că vă voi ține la curent cu aceste lucruri pentru că pentru noi toți străzile sunt o prioritate. Domnul primar, a spus proiecte. Proiecte avem, e în proiecte, nu? Sunt multe. Execuție și dumneavoastră, cum a spus, sunt anumite impedimente sau anumite probleme cu licitațiile, că nu o să... anumite... Da. Ca să blochează, da? Dar dumneavoastră,
ce se va executa în acest an. A spus volăvărțul lui Gării, alea au fost începute și se remediază. Ceea ce e nou, Ion Nistor, deocamdată. Era de Populescu și Tehnic, pentru că deja sunt... Deci nu mai trebuie să dați lista, dacă știm că astea trebuie... Iar în continuare, dacă vom găsi resurse, vom merge mai departe, dar nu-mi place să vorbesc dinainte ceea ce nu sunt sigur. Eu nu spun, nimeni nu spune că e mult sau puțin. Uite, vă dau un exemplu, da? Avem depus pe Anghel Salini acel drum, acel proiect pe drumuri, acel vechi, care a fost pe PNDL și așa mai departe. Chiar dacă îl vom prinde acel proiect, până se fac licitații, contestații, eu vă spun că anul acesta nu cred că vor intra și atunci termenul ar fi pentru anul. Dar întâi să vedem ce va fi și vom dezvolta în momentul respectiv ceva. Da, mulțumesc. Deci, domnul Brean, trebuie luați în calcul că din câte știu eu, la momentul de față, bitumul a crescut față de anul trecut în jur de 35-40%. Și probabil că toți constructorii care au contracte vor veni cu o formă ordonanță 510, baza formulei respective, cu indexare. Nu au construit. Sigur vor veni. Și probabil că dacă 10 străzi, din 10 străzi se vor face 6, da, din cauza prețurilor. Asta este realitatea. Asta este realitatea și mi-ați ridicat cum va minge la fileu. Deci, compartimentul de proiecte, programe, i-a rugat să lucreze și să facă o expunere foarte clară din toate punctele de vedere cu specialiști din resorturile de specialitate din primărie. În ceea ce privește perioada de implementare a axei numărul 13, proiectul de pe axa numărul 13 și de punct de vedere a prețurilor. Deja sunt niște costuri fantastic de mari și atunci voi veni și voi prezenta și probabil ne vom direcționa cu toate puterile pe gal, ce se poate face pe gal. Nu suntem bucuri de așa ceva, am parcurs toate etapele, s-au deblocat anumite mecanisme, dar uitați-vă că ne lovim și de alte probleme care vin de peste graniță, da? De acolo vin. În primar, deci, fondurile europene, diferența de preț, de moment de față vorbim. De vârile statice, sportul și inclusiv că e galul, inclusiv că e axa 13, diferența de preț se indexează în baza formulii care este indicul. Eu știu, dar asta am vrut să specific. Nu avem cum merge pe două direcții să suportăm în acest sens. Dacă proiectele de pe gal au fost făcute mai recent decât proiectele de pe axa 13 și au fost cumva introduse într-o zonă mai corectă sau mai aproape de realitate, nu cu foarte mare dizensul, din două puncte avem probleme pe gal dacă ar fi să îl accesăm, pe axa 13 sunt diferențe enorme. Deci am venit astăzi de la blocurile acelea de domnul Jurab, m-am speriat ce diferențe sunt. Dar aștept să vi le dau centralizat pe toate. Domnul primar, foarte puțin mă mai rețin, ca să înțeleg ca și răspuns din partea dumneavoastră, se vor lua măsuri referitor la dumneavoastră imediat următoare? Da. Mulțumesc. Da, încă ceva ca să fie, mă, să închem la și fix, la fix, ca să avem ușor, da? De acord ceea ce spune domnul Tătar, că se suportă diferența de la proiectele europene din bugetul local. Și sigur că dacă vine un proiect, se va face toate eforturile, probabil, domnul primar, să-l suport, nu se poate rata acel proiect. Trecem printr-o perioadă, nu grea, foarte grea, e o chestie știută de toată lumea, dar foarte grea, și cu prețurile și cu alea, și v-am spus, s-a prins un mandat greu. Eu încă ceva și închei, de azi, sincer vă spun, vreau să mai inițiem un proiect, dacă ăla, acel proiect cu locuința aia socială, ANL-ul semnată, secretarul nu contrasemnează de legalitate, i-aș cer un proiect care să îl semneze de contrasemneze de legalitate, să contacte pe următoarea lună sau peste două luni un proiect cu reducerea prețului la gunoi. Ce vă spun că noi avem cel mai scump gunoi, când era domnul Tătar, tot a urcat și odată gunoiul trebuie să ajungă la să plătească cum se plătește în toate primăriile, nu noi am invitat rata, inventat rata, să plătească la coste și taxe, nu la comunale, totul spre comunale. Oamenii să plătească la început de an, dacă vor să plătească cu noi pe tot anul, vine la, își plătește dările, își plătesc tot ce au de plătit, sunt foarte multe persoane care își plătesc la început de an. Și atunci se face spre deutărie pentru ca plata primării să fie făcută
prin primărie? Prin impozite și taxe, mai ales că o să duceți impozitele și taxele la fostul tribunal, la judecătorie. Și o să merg cu oamenii cu noi, domnul Tătariu, știți că am vrut chestia asta și nu mi-ați acceptat că aveați majoritatea atunci. La ori proiect, ați avut proiect? Am avut, dar de ce am aduceam proiectul? Că din prima scoară. Scuze, acum ca să vă scuzați că ați avut un proiect, colegi. Am avut proiectul. Merg la domnul Epiliciu, sunt brilat în pe la rete. Am avut foarte multe proiecte care nu se votau, dar astea au fost. Proiect, domnul secretar, vedeți, vă dau și direcția, vedeți la Onești, vedeți în alte orașe, vă spun cam 50% prețul față de cât e la noi, cu noi. Și doi, să fie, da, domnul primar, să fie prin impozite și taxe să-l încasăm cu noi, numai prin comunale. De ce trebuie să treacă prin comunale cu noi? Îl încasează primăria, așa e corect. Și îl virează la prestatorul de serviciu. Cine e prestatorul serviciu, îl virează. Și vreau să vă spun că, domnul, dumneavoastră ar trebui să susțineți agențe privați. Sunteți din preasta lor. Nu se poate monopolul din Rădăuți inventat. Sau, am zis că e sărbătoare și nu suport peste rău. De când era comunal, deși cum era implementat. Nu poți să înființezi o societate până aduci contract, nu-ți dă autorizații cei de la alimentar de aici, de la doamna Burciu, nu-ți dă autorizația de funcționare până aduci contractul de la comunale. De ce? O societate în centrul orașului are o activitate foarte restrânsă. Copiator cu nu știu ce și două hârtii le ia vânzătoarea sau cine e cu le ia acasă în sacoșe și trebuie să plătească 50 de lei sau 100 de lei. Mai mult de atât, chiar 100 și 180 de lei să plătești cu noi pe lună o societate care are o activitate foarte restrânsă. Domnul secretar, închei un proiect, reducerea prețului la gunoi. O să-mi spuneți ce exemple ați găsit în țară și care ar fi prețurile și eu vă spun cam care ar fi corect și pentru Rădăuți și doi impozite și taxe să-l plătim. Redactarea proiectului nu este nicio problemă. Privire la contrasemnarea de legalitate, la momentul respectiv, eu contrasemnez, după cum am spus, după inițiator, o să am rapoartele de specialitate de la departament. E o problemă, două care le-aș vedea. Una, privește impozite și taxe, deci influențează hotărârea de impozite și taxe, care se votează cu un an anterior pentru și care implică bugetul, care, cum știți dumneavoastră, este inițiativa privată. Cu privire la reducerea prețului, în redactăm, dumneavoastră spuneți de la prețul actual la ce preț va fi scăzut. Trebuie să dăm și exemple. Urmare, voi solicita direcției tehnice, raport de specialitate, care vor analiza fundamentarea prețului actual pe procedură, fiindcă doar pe comparativ cu alte localități, nu poate fi un preț legal. Trebuie fundamentat pe prețul de cost ale operatorului de kilometri. Eu v-am dat, domnul, v-am dat un exemplu pentru agenții economici, care nu au activitate și au n-are nici. De ce se închidă, domnule? Cum adică se închidă? Nu mi-ați dat un exemplu, domnule, oamenii care scoat toate cringile, scoat toate cringile și nu se încasează nici eu, să văd că nu dați exemplu. Deci toate cringile, deci tot ce se pare... Cei de la case, față de cei de la bani. Ce vreau să spun, domnul viceprimar, sunt și alte conexe care nu le știe nimeni și noi trebuie să le facem ca să arate orașul cum arată. Ca să știți, ca să arate orașul așa cum arată, curat, și chiar felicitări toți cei care s-au mobilizat, sunt cheltuieli mari, să știți. Exemplul dumneavoastră mi-a zis crengele de la Covaci. Eu știu, mi-am luat crengele, da. Mi-a luat domnul Cecau. Problema e asta că el nu spune, da, tu. Care e problema? Dar plătesc cu noi pentru 5 persoane și eu am doar două. Nu, ideea este că trebuie să faceți cereri. Nu știu, dar da. Îmi scot la poartă și noi îi rezolvăm fără. Dar nu luați tenjele tot timpul. Nu motivăm și nu justificăm colectarea cu noi sau prețul cu noi unei din Rădăuți. Dar am înțeles, domnul primar, preț închideți, da, închideți. Dar e o problemă, să știți. Și nu, mă las până nu aducem prețul la... La nivelul celorlalte unități administrative din Municipiul Rădăuți, un exemplu este Oneștiu. Și ei strâng greni, și ei strâng aia. Nu mai e... Acum nu mai e domnul Tătar acolo, să ai un domnul. Da, acum
gunoiul este ca la altul. Bun, mulțumesc foarte mult. Să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.